Bună seara, bună seara, să-mi spuneți dacă mă vedeți și mă auziți bine, vă rog. Așa. Sunt pe poziție aici, aștept răspunsul de la voi, excelent, mă bucur. Mulțumesc tuturor, tuturor că sunteți aici și că v-ați făcut timp din nou să ne vedem într-un live, de care, din nou, n-am mai făcut de ceva vreme. Asta e viața, se întâmplă lucruri care sunt în afara controlului nostru și de asta n-am apucat să, să ne mai vedem în live. Au fost niște nunți, mă rog, evenimente speciale, a fost multă muncă și supervizare, se întâmplă proces de renovare. e e complicat acum, dar îmi fac timp pentru voi cu drag, pentru că simt că pot să vă ajut și dacă pot să vă ajut nu pot să stau deoparte. Așa că iată-ne aici, într-un live în care nu facem nimic altceva decât să vă răspund la întrebări, deci vă invit să-mi scrieți în chat orice întrebări aveți și ne uităm pe toate materialele pe care mi le-ați trimis pe Discord. De, încă o dată, de ce pe Discord, pentru cei care sunt noi pe feed pe, în live-urile astea pentru că YouTube nu vă lasă să postați linkuri în chat nu e decizia mea, e decizia YouTube-ului eu am încercat să schimb satarea, dar n-am cum așadar dacă vreți să-mi trimiteți link către CV-urile voastre, către profilurile voastre de LinkedIn sau de mă rog, alte site-uri de gen, Dribbble Behance și așa mai departe către portofoliile voastre, fie hostate pe site-urile voastre, fie din nou pe site-uri third party, sau către proiectele voastre din GitHub și deployate și așa mai departe, trimiteți-mi le pe Discord. Există un uh, canal special acolo care se numește de evaluat în live, îl găsiți foarte ușor, e cu verde, și uh, acolo puteți să postați link-uri pe care urmează să mă uit eu uh, în momentul în care intrăm într-un live de genul ăsta, cum este asta de azi. Um, am niște linkuri deja pe care o să ne uităm și dacă între timp mai uh, vă mai găsiți în postura în care să puteți să share un link pe care să le valăm împreună, puneți-l inclusiv acum în timpul live-ului că încerc să ajung la el uh, spre final. O să încerc să le iau în ordine cronologică, uh, începând cu uh, cele mai vechi, și să ajung la cele mai noi uh, ultima dată. Și acestea fiind zise, această introducere fiind făcută, uh, mă bucur să văd nume vechi în chat. Uh, nu o să vă salut pe toți uh, după nume, dar uh, vă știu și mă bucur că sunteți în continuare aici. Uh, cumva comunitatea de pe Discord și mă rog, de aici de pe YouTube crește, chiar dacă eu n-am fost atât de prezent pe cât mi-aș fi dorit și mă rog, e vina mea, dar nu vă părăsesc, nu vă faceți griji, doar e o perioadă mai uh, busy din punctul meu de vedere. Proiecte la muncă, proiecte în rest, în fine, sunt, uh, hai să zicem că nu mă așteptam să fie vara asta atât de plin. Dar uh, am și vești bune pentru voi. Apropo de videurile pe care urmează să le postez, mai am un podcast pe care l-am editat pe jumătate, deci mai durează un pic până îl finalizez, și am și planificat niște podcasturi noi spre final de luna august cu niște oameni foarte dragi mie și foarte tari în industrie, pe care sunt convins că o să fie o plăcere să-i urmăriți în momentul în care le iau interviu. Apoi, pe partea de curs, următorul video din curs este scris, este în proces de dezvoltare, ca să zic așa. Mai am vreo 5-6 ore și îl termin. Când voi aloca acele 5-6 ore, rămâne de văzut, dar sunt 100% sigur că săptămâna viitoare va fi postat și viitor video din curs, care va începe în sfârșit lecțiile, despre, lecțiile practice, concrete, despre HTML. O să începem cu html -ul. Sunt conștient că unii din voi, poate chiar majoritatea din voi, știți deja HTML, cel puțin știți lucrurile pe care urmează să le vi le în video ăsta. Și cumva sper că măcar, nu știu, 10% din video să fie nou pentru voi și să vă dau o altă perspectivă asupra HTML-ului și asupra felului cum îl înțelegeți și îl integrați în Mă rog, viitoarea voastră carieră. Și uh, pentru cei care nu se pricep deloc, uh, cumva ei fiind în targetul principal, aș vrea să încerc să le ofer o perspectivă cât mai ușor de înțeles asupra uh, tehnologiei astea și să parcurgem absolut tot ce înseamnă HTML, CSS și JavaScript împreună în cursul ăsta, uh, cu asteriscul faptului că nu o să intrăm în JavaScript foarte avansat adică o să le luăm pe rând, o să fie intermitent întâi HTML, apoi CSS, apoi JavaScript, apoi chestii mai avansate din fiecare, dar pe partea de JavaScript probabil că o să trebuiască să-l corup pe tică sau un alt prieten de ei mei să facem împreună chestia asta, un deep dive cumva în JavaScript în general, pe care o să-l abordez și eu, dar și în anumite tehnologii la care eu nu mă pricep uh, atât de bine. Dar uh, am uh, prieteni care sunt experți și poate ei corup să facem ceva împreună. Dar înainte să ajungem acolo, cum v-am zis, urmează niște videouri noi. Uh, <coughs> Și în plus aștept în continuare idei de la voi apropo de ce alte video să fac care nu sunt legate de curs sau de podcast. Dacă aveți vreo temă care vi s-ar părea interesantă pe care vreți să o dezbatem, aștept idei cu drag și pe Discord și pe mail și pe, nu știu, pe YouTube aici, absolut oriunde vreți să mi le dați. Bun, hai să vedem ce a scris până acum. Așa, salutare tuturor. Bine v-am regăsit. Uh, Cristian Ungureanu, am zis deja, uh, încearcă să intri pe Discord, o să dau link-ul imediat. Uh, pentru că aici pe YouTube nu o să te lase, uh, nu o să te lase youtube -ul. Așa uh, Cristian în principiu da poți să pui un link de github însă aș prefera să nu instalezi eu nimic la mine local ci să fie deploiat deja la de tine adică dacă nu e deploiat o să încerci să mă, mă uit așa în diagonală pe cod dar uh, ideal ar fi să apuci cumva să ajungi în punctul în care să fie deplat proiectul, că e mult mai simplu să evaluăm ceva care funcționează deja. Poți să folosești, nu știu, Github Pages, că e foarte simplu de legat un proiect de Github la Github Pages ca să l depluezi gratis pe un subdomeniu de la lor. Poți să folosești Netlify, poți să folosești Vercel și sunt mai multe servicii care sunt gratuite și care te lasă să, să depluezi proiecte de GitHub, cel puțin proiecte de GitHub care sunt fie statice, fie folosesc tehnologii bazate pe JavaScript. Pentru hosting care are nevoie de PHP sau .NET sau alte tehnologii, de fapt pentru site-uri care au nevoie de tehnologiile astea, e nevoie să ai un hosting, am, am mai exprimat greșit. Deci, dacă vrei să deploiezi proiectele alea, mă rog. Cumva ne putem uita pe toate, dar prefer să fie deploate proiectele ca să fie mai ușor de evoluat. Dacă sunt screenshot-uri în ritm, e perfect. Chiar încurajez, dacă nu poți să deploiezi proiectul, să pui screenshot-uri și chiar înregistrări video în textul de descriere al proiectului, pentru că ajută potențialii recrutări momentul în care evoluează proiectul, mai ales cei care nu sunt tehnici și care nu au cum să-ți să deployeze și să-ți evolueze codul, să vadă despre ce e proiectul respectiv, ca să-și facă o idee. Bun, înainte să trecem la treabă, voiam să vă felicit pe cei care ați terminat cu examenele. Sper că ați terminat cu examenele, așa cred că e deja 31 iulie. Mă refer la bacalaureat și posibil și la admitere, nu știu care este programul exact la admiterilor, s-ar putea să fie și în august acum, poate unele și în septembrie, dar dacă mai aveți examene vă răzbaftă, dacă nu mai aveți examene și le-ați terminat, felicitări și distracție plăcută. Și oricum tuturor vă răspor la treabă, indiferent ce planuri să faceți și ce uh, ați reușit să faceți până acum. Uh, bun. Hai să vedem. O să evaluez site-urile atât din punct de vedere vizual al UX-ului. O să ne uităm și pe varianta mobile și varianta desktop a site-urilor voastre. O să evoluez site-urile și la nivel tehnic cu acest această unaltă pe care am construit-o cu ceva vreme, care practic nu e a mea, este o, am pus la un loc niște linkuri către niște tooluri foarte bune pe care le recomand oricând celor care vă să-și evalueze site -urile. Vă pun din nou link cu aici. Florescu este un mesaj prin aici în chat care nu cred că ar trebui să fie acolo. Eu nu mai am niciun mesaj pind, cred. Cel puțin nu văd eu aici în, în fereastra mea. Deci nu știu la ce te referi. Adică a fost pind, dacă îi dai un refresh, s-ar putea să dispară. Și ar trebui cel puțin. Îmi pare rău că e deranjant. Da, eu l-am scos. Da, e Dacă vă apare mai mult ora dintre voi, uh, o să încerc să dau eu refresh în YouTube, în chat aici. Da, da, da. Uh, da, ok. Hai că dau un refresh. Și ar trebui... Da, ok. Uh, îl văd. E în regulă. Unpin message. Acum ar trebui să dispară și la voi. Să-mi spuneți dacă s-a rezolvat. E perfect. Așa, ziceam de un alt asta. În un alt asta puteți să introduceți site-urile voastre și o să vă genereze linkuri către mai multe tooluri free și open source pe care le puteți folosi ca să vă evaluați site-ul din mai multe puncte de vedere. Așadar. Um, o să mă și pe Discord în paralel, pentru că sunt niște lucruri pe care unii din voi le-ați scris despre proiectele sau de, despre CV-urile sau portofoliile pe care mi le-ați trimis și sunt informații relevante. Așadar, eu aici mi-am notat că am ajuns cu evaluarea... Ah, uite, A, uite, mi-au scăpat câteva acum am văzut. Uh, nu știu dacă m-am uitat pe profilul lui Yonot Stan. Dar am senzația că da. Hai să vedem. Ok. În primul rând, <laughs> uh, e, e folosită o librerie de animație 3D aici. Să-mi spuneți dacă mă auziți ciopii. Că de obicei când se gâtuie procesorul, semnalul audio transmis către voi are un pic de suferit. Dar dacă e ceva, o să încerc să dezactivez accelerarea 3D de aici din, din browser. Bun, da, deci e un profil interesant la prima vedere, doar că... Adică e interesant doar așa, ca tehnologic pentru că nu înțeleg ce reprezintă această, uh, cum să-i zic, această formă nedefinită care se învârte pe aici și reacționează la mouse-ul meu. Uh, hover pe și uh, randomizarea textului de aici e interesantă, uh, adică atrage atenția. Cumva e flash așa, adică e, atrage atenția și poate impresiona pe cineva care nu e din domeniu. Poate că aici aș fi încercat în loc de chestia asta să pun ceva relevant pentru, nu știu, nu un simbol de HTML 3D sau de CSS sau și de HTML și de CSS și de JavaScript. Ai să fie ceva relevant în context. Chestia asta nu mi-inspiră foarte mult. Văd că meniul este... Mă rog, aici pare să fie un link către homepage. Ok linkul ăsta de sus mă trimite la site-ul ăsta care cred că e varianta anterioară de portofoliu de-al tău, dar ai să o evaluăm întâi pe asta. Ok, și navigarea asta văd că mă trimite mai jos, deci face doar scroll. În general, în momentul în care faci o navigare sau cum folosești o navigare custom, e bine să încerci să o faci cât mai usable în toate contextele. Mă refer la faptul că uh, bucata asta de aici, asta, ar trebui să aibă un uh, position fixed. Ia să vedem cum arată. Nu merge pentru că ai vreun alt container cu cu overflow, probabil. Uh, pentru că în momentul în care dau click pe home, ok, sunt în partea de sus a site-ului. Când dau click pe about, ar trebui să pot în continuare să văd uh, opțiunile aici și să dau click pe celelalte, ca să fie un soi de uh, navigare universală în site, în sus și în jos. Pentru că aici, ajungând, nu mai văd navigarea deloc, nu mai văd uh, branding, nu mai văd nimic. Și cumva chestia asta cred că ar fi putut să rămână în background undeva în stânga și, mă rog, în funcție de rezoluție, evident. Că la anumite rezoluții s-ar putea să nu poți să faci treaba asta. Apropo de animații de hover, e interesant asta. O să vă arăt una, sper să o mai găsesc. Ia. Yeah. design Asta mi s-a părut foarte, foarte mișto. Astea sunt niște studii de caz despre growth, despre cum poți să crești tu un business. Și o să dau un zoom in aici un pic să vedeți despre ce e vorba. Uitați-vă ce miște efectul de hover de aici. Funcție de unde mici mouse-ul, chestia asta se... Pare 3D, în primul rând, adică de impresia că e 3D. Are și um variație de culoare, în funcție, e ca și cum ar fi o sursă de lumină undeva și se reflectă chestia asta, e, pare că e un material. Așa, și în plus e și foarte responsiv Și e interesant că dacă dai, dacă te inspect peste cod, o să dau și un zoom in să vedeți mai bine ce se întâmplă aici. Ia uite-l. <laughs> e un JavaScript aici care face toată magia și care schimbă style-ul. E o tehnică interesantă. javascript e foarte responsiv în general la mișcarea mouse-ului. Um, iar CSS-ul este foarte low cost la a face animații. Dacă ai încerca să faci chestia asta, animația din JavaScript n-ar fi atât de smooth. Um, sau în fine, ar fi smooth doar pe calculatoare foarte puternice. Dar... Uh, băieții ăștia au folosit JavaScript ca să genereze un style asta de aici din dreapta, dacă îl urmăriți. E un transform perspective, rotate, scale, nu știu cum au făcut efectul de culoare, dar adică cu siguranță nu aici, l-au făcut undeva mai jos probabil, dar e destul de mișto. Ia să vedem, poate îl găsim și pe ăla. SVG-ul de deasupra, cred că ăsta este flare-ul, uite-l, da. Practic, e un gradient pe care îl rotesc și pe ăsta. În funcție de unde poziția, poziționăm mouse-ul în contextul acestui element. Și așa state, Mi se pare interesant. Bun, revenind, uh, site-ul ăsta e way. Așa, v-am dat link-ul. Revenind, da, deci efectul de hover e drăguț. Pe rezoluția mea de desktop, textele astea îmi se păr un pic mici, by default, adică când le dau hover par ok, dar când nu sunt hovered sunt un pic mai greu de citit decât mi-ar plăcea. Și uite, acum descoper și că există navigare orizontală. Era un mic hint aici că apărea treaba asta, 2 pixele, 3 pixele aici în dreapta, colorați, dar, din nou, pentru usability, când ai o navigare de genul ăsta, trebuie să fie foarte clar pentru cel care ajunge în zona asta că mai, mai are ce vedea încoace. Și, de obicei, ca să poți să um, oferă o experiență bună celui care intră inclusiv de pe desktop. Pe desktop, utilizarea asta cu drag and drop nu este comună. Adică nu, nu sunt puține site-uri care folosesc convenția asta de navigare și tocmai de asta pe desktop ai putea să adaugi niște săgeți stânga-dreapta ca să facă așa câte unul sau câte un ecran. Bam. Când apasă cineva stânga sau dreapta. Um și ar fi și foarte clar că mai sunt elemente în continuare a acestui, acestui rând. Sau, și mai logic, pentru că în contextul ăsta e uh, mult mai ok să faci asta, pentru că ai spațiu, adică uite cât, cât spațiu ai aici ne folosit din site, da? Deci, pentru că ai spațiu, position absolute, display flex, flex direction row, um, line item center, ok, interesting transform, acest acest părinte are 2014 pixeli și copilul are 4620. Bun, în contextul ăsta eu aș face position uh, relativ. Aș scoate informațiile despre width și height. Uh, box align center unde erau <coughs> um, am uitat care e definiția de la CSS Flexbox deci flex direction nu știu ce, flex wrap flex wrap, wrap asta vreau Ia, ce frumos arată și n-ai nevoie de animații de scroll orizontal sau alte lucruri. Evident, mai, merge, mai merg, mai spațiat un pic, adică trebuie mărit gap dintre ele. Uh, nu știu dacă merge cu gap, cred că merge doar la grid. Ba, na, merge și aici. Așa, deci uh, e mult mai pragmatic să locuiești genul ăla de funcționalitate cu scroll orizontal cu așa ceva. Și încap perfect în ecranul meu, în contextul ăsta. Bun, um, ok, ai, ai, aici în dreapta jos o iconiță de drag for more, dar nu o să o vadă nimeni, îți garantez, adică nu e, nu e neapărat cea mai bună idee. La nivel uh, vizual, revenind un pic aici, la culori mă refer, um, Stanionuța, adică roșu ăsta cu care ai scris numele, e un pic mai greu de citit decât mi-ar plăcea mie, mai ales fiindcă e un portofoliu, poate îl faci un pic mai contrastant cu ce e pe fundal. Ajută și la accesibilitate, deși, mă rog, nu e neapărat targetul tău aici, dar uh, cred că ar fi, ar fi mai ok. Uh, about, aici ai încercat să faci header-ul ăsta să urmărească scroll-ul. Ok, astea sunt un pic cam adunate, adică line height-ul dintre astea ar trebui să fie un pic mai mare, zic eu, fiindcă sunt cam adunate, hai să zicem așa. Și asta este contactul, aici nu mai e efect de click, cum aveai sus. Și nici aici, în fine, era un gimmick interesant, dar am zis, aș fi preferat să... De fapt, ca și stil așa vizual, e... vă că ai fost consistent măcar, adică ai ținut uh, lucrurile abstracte prezente peste tot. Și văd că aici n-ai animații de fundal, aici da. Deci în primul ecran, cum ar veni, în home. Um, bun, deci overall e, e fine, e interesant. Hai să vedem cum arată atunci când deschid astea, a, ok, se deschide efectiv uh, site-ul, ceea ce e bine. Uite, arată foarte curat, să știi. E, nu știu dacă e un template sau ceva, dar e, e bine, e ce trebuie. Uh, pe mine mă oftică un pic site-urile care au max width uh, pus pe conținut, pentru că eu am ecran mare și nu sunt singurul o să fie din ce în ce mai mulți oameni cu ecran mare și e păcat Să nu folosești toată lățimea ecranului, eu așa zic Ia să facem ceva Să vedem cum arată uh, With auto Ești Fără efort adăugat Deja e... Se folosește absolut toată, toată lățimea ecranului, ceea ce e un lucru bun. Mă rog, unii clienți probabil că nu să vrea treaba asta neapărat, dar uh, cel puțin pe rezoluții mari o sugerez să faceți genul ăsta de artificiu. Așa. Mă mai uit în chat un pic. Uh, și eu mă bucur să fiu aici, Oana, mersi. Mihai, uh, ca freelancer trebuie să ai un site pe care să-ți expui portofoliul serviciilor. Este ok să pui numele tău site-ului sau trebuie să introduc cumva nișa? Traficul de pe site va veni din mai multe părți, probabil că ai vrut, să, ai, vrut, ai vrut, să zici. Uh, e foarte ok să-ți folosești numele, mai ales că... Adică e brandul tău personal. Eu cred în chestia asta și... Și eu am viorelmucanu.ro și nu numai. Uh, însă depinde de Depinde cum percepi uh, site-ul tău și uh, ce vrei să obții de la el. La mine a fost, a vrut să fie un site de prezentare a, a serviciilor mele, plus uh, să aibă lucruri utile pentru ce vreau să fac inclusiv aici pe YouTube. Uh, să ajute oamenii să intre în nișa asta IT-ului. Uh, în contextul tău ca freelancer, uh, cu atât mai mult. Cred că ajută să ai un site care să se numească la fel ca tine. Uh, adică nu deranjează cu nimic faptul că e așa, dar poate să fie și cu un brand la mijloc, adică poți să inventezi o companie sau chiar să ai una, la preferat uh, și să-i dai site-ului numele companiei, e perfect ok și așa, e chiar mai scalabil dacă vrei să mai angajezi oameni, să nu te mai cuptu personal de lucruri, e mai bine bun uh, dacă avem timp ulterior, o să mă întorc și la uh, proiectele din portofoliu propriu-zis, dar în momentan mai avem două lucruri de făcut aici. Odată să vedem cum arată pe mobile. Așa, o să dau 200, sau 150% să vedeți și voi. Rezoluția acestui ecran, rezoluția optică, este iPhone SE, care cred că e cel mai mic din lista mea. Eu de obicei testez minim la 320, asta are 375. So it should be fine. Așa, dând scroll, ok, aici e o problemă de lizibilitate. Asta e ok, arată decent, numai că lipsesc niște elemente, cred. E aici foarte, foarte puțin vizibil apare scroll, dar aveai și social pe desktop, dacă nu mă înșel. Asta e din dreapta jos, care din nou foarte, foarte puțin vizibil. Deci, alea nu mai apar. Probabil că le-ai pus în meniu. Da, le-ai pus în meniu. Ok. Uh, by the way, când ai meniu, e bine să dezactivezi scrollul ul pe uh, container sau să-l ții tot timpul meniu în view. Și poți să faci asta ori umblând la uh, overflow Y cu uh, body-ului sau al HTML-ului, ori, ținând meniul ăsta tot timpul deasupra tuturor. Ia să vedem dacă îl găsesc. The page container, asta să fie. Nu este. Ia să vedem unde e home-ul după pe overlay menu asta ar trebui să fie. Ok. Position. Uh, sticky. Top. 0. Height 100 VH. Width 100 VW. Z index. Ok. Și probabil că mai sunt niște lucruri care încurc aici. În fine, de obicei când nu merge position sticky e de la faptul că ai vreun părinte, vreun ancestor, vreun strămoș care are uh, un overflow hidden uite ăsta, și probabil mai sunt și altele, uh, și care are, uh, deci se joacă cu overflow și cu position și de-aia nu merge sticky Să dăm un refresh. Bun. Uh, deci meniul Home About Projects. Ziceam că about ăsta este, în primul rând, că e foarte înalt pentru height-ul contextului. Eu nu înțeleg de ce ai spațiat atât de mult lucrurile astea. Probabil că te le-ai gândit să fie pe ecrane separate. Deci asta să fie un ecran, ăsta alt ecran, ăsta alt ecran, deși ăsta se suprapune cu ăsta. Um, nu e neapărat cea mai bună soluție, dar în fine, este o alegere bă, stilistică. Fiecare face cum vrea. Nu e o regulă să fie într-un fel sau altul. Opa, a dispărut aia mică. Interesant. <laughs> Aici nu mai faci, adică nu mai schimbi luminositatea elementul ăsta din mijloc, ci văd că îi schimbi textura sau poziția la fiecare tap. În fine cum ziceam, aici nu se vede textul, aici e cam departe de alălalt. Și aici nu, nu vine să cred. Deci pe desktop ai folosit scroll orizontal și aici nu. <laughs> Mi se pare un wasted opportunity. Pe mobile dă lumea scroll orizontal, adică e destul de la îndemână. Poate merită să, să te mai gândești la decizia asta. Dar, pe de altă parte, are mai mult sens să se vadă toate proiectele așa linier. Adică, mie mi îmi place mai mult varianta asta de afișare a informației. În fine, stilul vizual e... Adică, nu o să intru în detalii pe stil... Uh... E măcar e consistent, adică, de da, asta pot să spun despre el. Uh... Eu aș mai îmbla la contrast și pare un pic... Uh nestandardizat. Mă refer la spațieri, adică de ce distanța între text și partea de sus a boxului e mai mare decât distanța între text și partea de jos a boxului. Uh, și alte chestii din asta de chitie uh, Alegerea fontului e interesantă. Uh, N-am mai Ia să văd ce typeface-e folosit. Uh, niciunul. Ok, deci ăsta cred că e Times din romul atunci, nu? Ia să vedem. Ceea ce e ok că ajută la viteză, adică <laughs> măcar atât, dar uh, un typeface cred că ar, cred că ar ajuta să-i dea un pic mai mult caracter. Aici văd că ai folosit un typeface. E Acme și Sans Serif. De obicei când, când descrii uh, fonturile, typeface-urile, familiile de fonturi, e bine să definești mai mult de două. De obicei se definește cel pe care vrei să-l folosești și apoi niște defaults de pe fiecare sistem de operare în parte. De pe Windows, de pe Linux, de pe Mac. Pe Windows e, nu știu, Arial, să zicem, pe Mac e Helvetica, etc. Și apoi, abia apoi să înserif, ca să ai niște fallback-uri graduale în funcție de Adică să ai un pic mai mult control. Dacă se bușește acme ăsta, să decizi ce typeface să-l înlocuiești. Bun. O să fiu curios și cum ai încărcat typeface-ul, dar despre asta o să vorbim când analizăm performanța. Și vorbind de performanță, o să iau acest URL și o să-l bag în auditor. Ce ați mai scris pe aici? Dacă faci un tutorial, de exemplu, pe Udemy, poți folosi ce ai creat în tutorial ca portofoliu. Maria Lazlo. Eu zic că da, dar portofoliul tău ar trebui să conțină atât lucruri pe care le, adică artefacte pe care le generezi în urma uh, parcurgerii unui curs sau unui tutorial sau unui video de pe YouTube sau de pe Udemy sau din altă parte, dar nu doar genul ăsta de proiecte ar trebui să ai în portofoliu. Proiectele tale principale, starurile portofoliului tău, care ar trebui să fie, nu știu, două, trei măcar, ar trebui să fie originale, adică făcute de tine de la zero și gândite de tine și cumva, evident, poți să te inspiri din două runde, și la nivel de design, și la nivel de interfață, de funcționalitate, de orice, dar originalitatea ajută mult să ieși, să ieși în evidență și să dai impresia că uh, te interesează cu adevărat domeniul, nu faci doar tutoriale ca să uh, vezi despre ce e vorba. Adică omul care face doar tutoriale de obicei testează apele. Încă nu s-a hotărât să zică, băi gata, asta vreau să fac, I'm committed ia să-mi stoar creierii să fac eu ceva unic. Știi? Așa se pune de obicei problema. Și deci, sfatul meu este să le pui și pe alea în portofoliu, că nu strică, adică nu e absolut nicio problemă să ai uh, 10-20 de proiecte uh, făcute din tutorial, din orice tutorial, poate să fie și astea mai avansate, uh, dar nimic nu bate un proiect gândit de tine de la zero, eventual și un pic mai complex, care să nu fie neapărat... Uh, supertrivial, super trivial, ci să chiar să rezolve problema. Asta ar fi idealul. Dacă se poate, dacă nu, dacă nu zine nicio idee pe care chiar vrei să o rezolvi, adică o problemă pe care chiar vrei să o rezolvi cu proiectul ăla, nu e nicio problemă că, cum să zic, uh, nu toți debordăm de creativitate și e ok, pentru că genul ăsta de meserie implică nu doar creativitate, implică și multe alte lucruri pe care poți să le arăți în portofoliu uh, în funcție de Uh, ce preferințe și valențe ai tu ca persoană. Deci, uh, am un video pe tema portofoliu pe care te invit să-l urmărești uh, dacă vrei mai multe informații apropo de cum văd eu lucrurile astea. Așa. Salut, Marius. Alexandru Cristian Arada, cât mai faci un site demonstrativ? Um. Sunt două variante. E posibil să vă pot arăta la un moment dat un proiect la care lucrez de ceva timp și să-l facem împreună în live, dar nu garantez. Și 100% vom, vom reface site-ul meu personal într-o altă tehnologie. Dar până să facem chestia asta, o să trebuiască să comparăm tehnologiile între ele că încă nu m-am decis. Și, mă rog, site-ul meu personal e un, momentan e un WordPress care are un, opa, are și baguri văd. Așa. Deci e un, cum să zic, e un site de prezentare care are și blog, pe scurt. Și câteva chestii extra pe lângă ce am zis mai devreme. Uh, și o să vreau să-l refac de la zero, deci de la zero, de la zero, de la absolut nimic. Singur lucru pe care probabil că o să-l ducem mai departe, pe lângă conținutul site-ului și poate și structura lui, deși și aici aș mai vrea să umblu un pic, este logo-ul. Deci la logo-ul logo nu o să-l facem de la zero, cum am făcut la DDD, să zicem, dar designul, interfața vizuală în Figma și apoi implementarea în HTML uh, și CSS static și apoi implementarea într-un uh, sistem de templating și într-un CMS, uh, aș vrea să le fac cu voi live exclusiv, adică să nu lucrez eu uh, în culise și uh, în live-uri doar să punctez ce am mai făcut, ci să îl facem împreună. O să dureze mai mult, dar mi-asum chestia asta, nu mă grăbesc nicăieri. Vreau doar să, să-mi schimb site-ul pentru că WordPress este problematic din multe puncte de vedere. Și ar ajuta să, să vedeți și voi cum arată un genul de proiect. Așa, revenind la evaluarea site-ului lui Ionuț. O să deschid aici un lighthouse, un rich results tester, un wave, un validator, un Yellow Lab Tools și un Mozilla Observatory. Și cred că e de ajuns moment. Cât se procesează Lighthouse-ul, um, nu există date structurate, e păcat, e foarte ușor să le adaugi, adaugă -le. Sfat. Uh, adică dacă vrei să uh, impresionezi cumva, pe cineva care evaluează aspectul ăsta, eu zic să adaugi niște structure data în site-ul tău. De orice site e vorba, nu e vorba doar de un site de portofoliu, absolut orice site poate să beneficieze de așa ceva. Apoi, văd că nu ai erori de găsite de Wave, dar Wave nu este perfect. Faptul că ai animație pe fundal îl induce în eroare. Aici, îți garantez 100% că nu e suficient contrast între staniu-nuț și Fondalul negru. Deci, faptul că n-ai contrast error aici e mai mult un hack decât un rezultat calom. Bun. Mai departe. Oricum, felicitări pentru că cel puțin pare că e tot în regulă în Toulouse. Uh, partea de validare de HTML văd că este foarte curată. Chiar sunt curios cum arată codul acum. View page source. Eu. Ok, un moment. Un moment că este intrigant. Deci e minifiat, văd totul până aici. Font awesome, Vertex Shader. Google Fonts. Cam multe Google Fonts. Acum le văd. Dar o să le disecăm în Yellow Laptops, cu siguranță. Un title, un viewport, ok. Și ai niște scripturi inline pe care nu le-ai minfiat. Ceea ce, mă rog, e păcat. Că sigur o să zic că o să se plângă tulurile astea că ai probleme cu, cu treaba asta. Și partea cea mai... Ia. Partea cea mai problematică din anumite puncte de vedere este faptul că Vendors Bundle, Bundle, Vendor, da. Cred că e un Create React App în spate sau ceva similar. Ideea e că nu randează în DOM conținutul site-ului. Chestia asta îți omoară SEO-ul. Ți-l omoară definitiv și revocabil. Deci eu, dacă nu găsesc așa ceva în sursa paginii, Adică în view page source aici, textul ăsta nu există pentru Google. Sau în fine, există în anumite circunstanțe. Dacă se încarcă site-ul suficient de repede, dacă apuca crawler să ajungă să vadă schimbările de DOM pe care le injectezi tu din JavaScript, trebuie să se întâmple multe lucruri și nu este reliable. Așadar, pentru genul ăsta de proiecte, recomand explorarea rescrierilor în stil SSG sau SSR. SSG este static side generation și SSR este server side rendering. Soluțiile diferă, evident. Server side rendering presupune că ai un server de node care prerandează tot conținutul paginii, inclusiv textul ăsta, într-un dom static și apoi îl hidratează. În momentul în care se încarcă domul static, uh, care vine de la server și care e generat pe server și care poate fi cheșuit, evident, uh, JavaScript-ul hidratează, adică se leagă la elementele din dom pe care le-a generat pe server, uh, scripturile se leagă la elementele alea și regenerează virtual domnul dacă e uh, React și așa mai departe. Adică um, e o tehnică utilă în momentul în care vrei să, să randeze lucruri pe server. Și e util să randezi lucruri pe server, în primul rând pentru SEO, dar uh, există și o altă variantă, și anume uh, static Side generation, în care n-ai nu, nu server, uh, ai doar uh, fișiere statice și se întâmplă lucruri similare, numai că uh, așteptăm leo e static și peste hidratarea eventual parțială, nu totală, se întâmplă tot așa client side. Fără să ai nevoie să generezi lucruri pe server Dar nu se poate tot timpul să folosești SSG Pentru că uneori depinzi de date dinamice Care vin din API-uri third party Din baze de date și din alte locuri Și ce deci ești forțat să folosești un server la mijloc În cazul tău sunt absolut convins Că nu e nevoie să Adică că poți să scapi și cu un SSG fără probleme în contextul ăsta. Bun, mai departe. O să închid asta. Hai să vedem ce mai zic tu uh, La observatorii de la Mozilla e un site care evoluează header de securitate ale site-ului și la tine fiind hostat pe GitHub.io nu prea ai control. Deci o să sar peste acest test pentru că nu e relevant că n-ai ce să faci. Basic. Așa, o să pornesc el la Tools. Din nou, felicitări pentru validitatea codului, dar, dar este și asta e un hack. În sensul că HTML-ul tău, domnul tău, n-a fost randat de fapt în pagina, și deci acest test, care reproduce cumva felul cum se comportă crawl de la Google în momentul în care intră pe site, nu e relevant. Adică, dacă aș vrea să. Băi, doi, un sfat aici. Dacă vreți să verificați. Conci -ă, validitatea conținutului generat dinamic de javascript puteți să validați text input și pot să o iau aici tot html-ul copy outer html deci toată pagina practic și să o bag în validator după doctype și să-i dau check Dacă mă și lasă, că am senzația că s-a blocat. 20. Voi m-au zis, da? Page unresponsive. Ok, hai că mers. Uh, da. Iată, deci, cum ar trebui să arate validarea de HTML în momentul în care ai niște html generat complet. Deci sunt niște mici probleme pe aici. Bun. Yellow Lab Tools, datorită faptului din nou că nu. adică Yellow Lab Tools evoluează în special felul cum se randează uh, inițial resursele. Și aici e totul verde pentru că sunt puține resurse încărcate. Uh, inițial și sunt multe JavaScript-uri inline. În, în locul tool eu aș fi uh, atras atenția faptului că, asupra faptului că sunt foarte multe JavaScript-uri inline, dar văd că n-au parametru ăsta. Și fiind, adică JavaScript-urile inline sunt ok, atât timp că nu sunt foarte multe, dar uh, e bine să le minifiezi, adică să nu le lași așa în clar. Că e un boost de performanță minor, foarte mic, dar e acolo ceva extra. Bun. Deci nici testul ăsta nu e hipervalid. În schimb Lighthouse-ul e suficient de deștept încât să se prindă de, adică să parseze și să randeze dom chiar dacă e JavaScript, adică chiar dacă e SPA, cum e site-ul ăsta. Și văd că folosești, adică uh, atrage atenția spre faptului că sunt niște Google Fonts care și niște și un font awesome care uh, blochează randarea. În locul tău fiind doar două fonturi, de la trei în sus e problematic, dar fiind doar două fonturi, eu le-aș downloada local și le-aș uh, încărca de pe serv de pe GitHub. <coughs> adică le-aș folosi ca resurse statice fără să mai fie nevoie să încarc Google Fonts pentru ele. Există un downside, aici, anume faptul că dacă sunt cheșuite în altă parte, nu o să le mai poate din cache, dar nu sunt neapărat cele mai desîntâlnite fonturi din univers și deci e la fel de ok să le ai și local. Iar font, la font, o să m-aș renunța de tot. <laughs> Aș avea iconițe SVG inline. Sau aș avea iconițe SVG cu img, folosite cu img, mai ales că nu sunt multe, fiind un site mic și um, de-aia ar, ar și merge inline, dar să zicem că n-ar merge inline și nu vrei să le încarci inline, poți să le încarci ca niște img -uri. Pentru că um, singurul downside din a face asta este că nu poți să le schimbi culorile sau CSS-ul din interiorul lor dinamic în pagină dacă nu le îmbedezi ca și SVG inline. Deci dacă le încarci cu IMG Da, Dar e un downside insignifiant în cazul tău. Așa. Ai și un vendor's band de la aici, Maricel, de 280 de kg. Și ăsta zice că 161 de kg sunt degeaba. Fiind o singură pagină, tin să-l cred. <laughs> și ar trebui să faci și tri să vezi de ce module nu ai nevoie în bandă ăsta și să le scoți. Deci din ian Lock loc să dai afară, de fapt din, din, package, din toate package pe care le folosești să dai afară tot ce n-ai nevoie. Adică tot ce nu are nicio utilitate în proiect. La caching nu comentez pentru că e github și din nou n-ai control. Așa, accessibility sunt la accessibility sunt probleme, cum ziceam. <coughs> Asta se prinde, uite, că n-ai contrast suficient aici. De fapt, nu, că n-ai roluri, ok. Nu e vorba de contrast, e vorba de roluri. Rolul ăsta este folosit exclusiv în context de uh, accessibility. Nu e valid uh, să dai un rol legal Stanionut -un, stani sau Frontend sau Developer sau altceva. Deci, nu e ok. Apropo, sunt curios de chestii. Na, ah, ok, yeah, e ok. <coughs> Bun. Și la fel, rolul. Deci, toate rolurile pe care le-ai pus pe peste tot nu sunt ok. Uh, și nu înțeleg de ce le-ai pus. Poate îmi, îmi explici Așa. În rest, să dau și un zoom -in să vedeți mai bine. Uh, vede că e o problemă la viewport, că nu permite zoom, zoom, in și zoom out, fiindcă initial scale 1, maximum scale 1. Uh, ideal e să pui maximum scale 5 ca să poți să permiți userilor să facă zoom in. E o chestie de accessibility. Uh, aici văd că vede doar două probleme de contrast, din nou, pentru că e acolo cu animația de fundal, probabil. Linkurile astea sunt goale, ar trebui să aibă niște texte în interior. Deci, din nou, rol nu e suficient. Așa. Și. Văd că e folosit tab index. Da, uneori nu. Adică, înțeleg ce vrei să faci. Ăsta țipă, poate nu în mod fondat. Adică n-aș lua neapărat în considerare alerta asta dacă tu te-ai să, ca un moment în care dă tab să deschidă meniul. Dar problema știi care e? Că omul tab pe desktop. Aici, pe desktop, nu există meniu. Așadar, tab index 1 nu, nu prea ajută la nimic. Um, ce ar trebui scos, într-adevăr. Văd că sunt niște imagini saizuite cu uh, aspect-ratio greșit. Missing source maps. <laughs> Acest vendor spandal nu are source map, mă rog. SEO 100%. Mai să fie. Nici Lighthouse nu e perfect, aparent. Da și de-aia uh, auditurile de site-uri se fac de oameni, nu doar de tool -uri. Așa, bun, deci am terminat cu, cu site-ul ăsta. E interesant ca exercițiu tehnic și uh, creativ, dar uh, it needs a bit of work. Ca mai toate site-urile, în general. Oricum, felicitări pentru experimentul ăsta. E, e un gimmick interesant. Uh, asta este celălalt site ul tău, uh, care e probabil... Hmm, e și... Deci nu e doar one page, este one screen. Ceea ce e ok, e interesant. Problema este că, la fel, e posibil ca... Am uh, înțeles, ai și niște animații de, sc de scroll page. Intuiesc că e tot uh, Use React App și asta înseamnă că tot conținutul de aici, mă uit la url și nu se schimbă, asta e problema. Și dacă nu se schimbă url înseamnă că este SPA și dacă e SPA și dacă e la fel ca celălalt proiect, adică celălalt uh, portofoliu de-al tău, pe partea de SEO nu e, nu e ok. Plus că n-ai SSL pe el. Your connection to the site is not secure. Ar trebui să spui un... Uh, am uitat cu Let's Encrypt. Dacă tot ai hosting și domeniu. Dacă trântești un Let's Encrypt, se rezolvă problema cu SSL-ul. Uh, de curiozitate, o să-l testez și pe asta, rapid. Așa ca experiență vizuală și uh, să ai de prezentare, să știi că, deși celălalt era mai spectaculos tehnologic, ăsta este mai eficient, pentru că folosește în primul rând uh, conceptul de navigare cu care sunt oameni obișnuiți pe pagini, adică ăsta e ca și cum ar fi, o, ar fi pagina de About. Deși ea nu este pagina de About pentru că este un uh, div și un span pe care ai pus niște eventuri de history change, de fapt nici măcar de history change, pur și simplu, ai randat alt dom aici. Uh, din nou, accessibility, SEO, nu e ok. Revenind, uh, oamenii sunt obișnuiți cu genul ăsta de experiență pentru că pare că e un, un, site sau o aplicație standard în care ai un meniu sus care stă acolo tot timpul, văd că și titlul stă acolo tot timpul, ceea ce e bine. Um, și, mă rog, e destul de dinamic când dai scroll, sunt niște animații pe acolo. Adică nu e rău, nu e rău deloc. Um, și cumva cred că uh, transmite mesajul mai bine decât celălalt. Plus că a intuit faptul că uh, pe un site de prezentare nu trebuie neapărat să folosești, adică nu trebuie neapărat să, ai, să fii one pager, în sensul că să ai tot conținutul într-o singură pagină, e la fel de ok să ai un singur, ce um, cel puțin aici în home, să ai un singur ecran, oricât de mare ar fi sau oricât de mic ar fi device-ul pe care se uită omul, și să nu poți să dai scroll neapărat, pentru că asta e tot ce vrei să spui cu acest home. Deci cumva încapsulezi paginile foarte ok site ăsta. Ceea ce e în regulă. O să dăm niște evaluări rapide pe aici, cu același tool ca mai devreme, deși o să fie același probleme dacă intuiția mea este corectă. Da, Wave ul deja a aruncat Batista. Ăsta pentru asta va trebui să iau copia html de aici. No, aici observatoriu chiar îl închid că are sens să mai stăm după el. Deci ai niște erori de HTML, puține cei drept, pentru că e doar ecranul de home, Uh, ai pus un alt pe i, adică pe iconiță, pe fontosum. Awesome. Title e suficient dacă ai genul ăsta de... Uh... Dar cel mai bine ar fi să pui text în interiorul lui și să-l ascunzi. Și cumva să afișezi doar after pe care pseudo-elementul de after pe care îl generează fontosul awesome, contextul ăsta. La fel și aici. Style not allowed as child development body in this context. Ai pus un style direct în... Ai pus un style în body în loc să... Sau nu înțeleg ce ai făcut aici. Ia ja, să ne uităm un pic în surs. Body style. De ce ai făcut asta? Ai vrut să separi CSS-ul critic sus? A, ah, și nici n-ai folosit fișiere, am înțeles. Ai pus tot CSS-ul inline. <laughs> și cumva e un truc ok, adică ajută un pic la viteză pentru că e un site mic și pot să get away with this. Dar... Dar... Eu n-aș pune... N-aș face neapărat asta. Dar în fine. Asta e de la mine, by the way. Uh, Nu e problema de la tine. Am eu un plugin. Ok. Uh, deci overall... ah, uite, uh, total weight 5.4 mega, image optimization 3.23 mega, ai o poză foarte mare pe undeva pe aici, asta, griul ăsta din spate, 1.14 mega, lossless, of... de fapt, pardon, scuze, 4.34 mega, my bad, 4,34 mega. Ok. Nu știu unde apare această imagine pentru că eu nu văd. A, ah, uite aici asta. E, e, un pic, un pic <laughs> mult. 4 mega de poză. Uh, în primul rând pot să mi micșoresc ca și dimensiuni, probabil. Ia să o deschidem direct. Să vedem ce rezoluție are nativ. 3820 pe 2547. Eu cred că e un pic cam mult. Cred că 1600 pe lățime e suficient și ar put ai putea să o bași prin scuș. Deci, pardon. Nu merge cu peste aici, dar scuș.tap recomand călduros. E free, merge imagine cu imagine ce drept. Ce-ați mai scris între timp? LAG, deci angajabil, nu înțeleg la ce te referi. Te referi la Ionuț? Poate. Ar trebui să-i mai pun niște întrebări ca să îmi dau seama. Eddie Valentin Drumintache, de ce mai bine să faci o pagină HTML pentru fiecare secțiune din Navbar? Nu neapărat, depinde de site. Fiind un site atât de simplu, uh, you can get away with it, adică poți să faci asta fără absolut nicio problemă și um, experiența de navigare prin genul ăsta de uh, site e mai simplă. Nu toate site-urile trebuie să fie așa, deci nu o luați ca o regulă generală. Poate să fie și uh, one pager, adică poate să fie tot conținutul într-o pagină fără nicio problemă și să dai scroll între uh, secțiuni atâta timp cât e navigarea prezentă tot timpul. Uh, LAG zice, nu există nicio carte despre cum să faci un website ca la carte, ceva standardizat. De fapt, e o întrebare. Uh, există niște principii, dar uh, fiind flexibilitate foarte mare, pe lângă principii pe care ar trebui să le aplici și pe lângă standarde pe care ar trebui să le aplici, sunt foarte multe convenții, adică preferințe personale, hai să le zicem așa. Unele care au sens mai mult, unele care au sens mai puțin. Deci nu, nu există un singur fel de a face un site ca lumea, însă poți să judeci după rezultat. Dacă faci un site și își face treaba, atunci e un site ok. Chiar dacă are probleme tehnice, are probleme de SEO, are probleme etc. Important este să ajungă la, adică să, să își bifeze scopul pentru care există. Ăsta este cel mai la îndemână mod de a evalua cât de bun e un site. În schimb. Nu știu. E. Scuze, am dat aerul în conținut un pic mai încet. Așa. Nu e. Nu trebuie să vă. Adică. Faptul că există flexibilitate e un lucru bun. E și un lucru rău pentru că nu poți să ai o rețetă, băi uite, ia rețeta asta și fă ce scrie în ea și o să ai sigur un site bun. Nu poți să faci asta. Există uh, niște mini rețete pentru niște site-uri foarte nișate. Și eu încerc de fiecare dată când evaluez site-uri să trec prin principiile, prin standardele și prin convențiile pe care le știu eu personal și să vi le spun. Să vi le împărtășesc, dar da, din păcate nu pot să vă zic citiți asta și o să știți cum să faceți site-uri. În schimb, în colecția mea de resurse, uh, în documentul ăsta, despre care chiar vreau să vorbim. Nu știu dacă vă apare voi aici, da, vă apare. Zice aici this file, Stai să dau un zoom in. This file looks suspicious. It could be used to install harmful software on your device. Ce s-a întâmplat? În acest document, mega document al meu, cu 27 de pagini pline de linkuri, probabil s-a strecurat un link cu malware. Deci unul din site-urile astea probabil a fost part și are malware pe el. În momentul ăsta habar n-am care este acest site pentru că n-am stat să trec prin toate linkurile și să le să fac o curățenie cumva prin document și e efectiv imposibil până când nu îmi aloc niște timp special pentru asta și chiar vreau să fac asta la un moment dat pentru că vreau să mut din Google Docs în, pe site-ul meu personal. Deci cumva o să facem asta împreună probabil sau o să fac asta cu tică separat și cu oricine ce mai -ar să mă ajute. În alt context, dar Uh, vă dau link și nu vă speriați. Adică șansele ca voi să dați click pe un site cu malware, mai ales dacă aveți adblocker activ, mai, aveți dacă aveți, mai, ales dacă aveți antivirus, sunt aproape zero. Uh, nu știu exact cum să scap de chestia asta. I-am dat request review la Google de foarte multe ori, de vreo 5 ori până acum, îi mai dau o dată și acum ca să se uite efectiv cineva de la Google peste document, să-mi spună care este linkul cu probleme și să-l scot. Adică <laughs> ar fi mult mai simplu dacă ar face asta, dar ăștia de la Google au un feature nou și uh, probabil că nu au niște norme de aplicare ale, ale regulilor foarte exacte și foarte clare. Am dat, am încercat să găsesc informații pe tema asta, dar n-am reușit. Anyway, revenind, deci în acest mega document pe care, către care vă dau link acum, uh, există niște resurse extraordinar de bune care să vă pună pe cărarea potrivită uh, ca să învățați cum să faceți site-uri ok. Din, una din uh, aceste resurse pe care vă, vă recomand călduros să o citiți este o carte online, cumva, vă dau link direct aici, scrisă de Jeremy Keith uh, despre cum ar trebui să fie site-urile așa în general uh, și care pune accent pe să folosești tehnologiile cum să folosești tehnologiile așa cum au fost gândite și nu altfel. Uh, e o carte foarte, mișto de citit. E scrisă într-un stil pe care mi-ar plăcea și mie să-l stăpânez la un moment dat și să pot să scriu genul ăsta de carte cândva, vreodată. Uh, și eu m-am inspirat mult din felul cum povestește Jeremy Keith și cum prezintă lucruri. Jeremy Keith fiind un. Uh, unul din cei mai vechi oameni din industrie și uh, un om cu foarte, mult, deci cu foarte multă experiență și cu un uh, flair destul de, uh, cum să zic, de care nu poți să scapi și nu poți să luiți în momentul în care l-ai văzut odată. Uh, și în fine, are deci un stil de scritură foarte ușor de identificat și uh, ziceam că prezintă... Uh, astea sunt toate capitolele. Deci fundația, materialele, viziunea, lim limbajele, straturile, pașii și challenge-urile uh, despre cum să faci site-uri. V-am zis, cu accent pe uh, lucrurile uh, pe care le, le face bine fiecare limbaj în parte, adică HTML, CSS și JavaScript. Uh, și e un punct bun de plecare dacă vrei să înveți cum să faci site-uri. E destul de mult de citit, sunt câteva mii de cuvinte, dar eu zic că merită și e un site, adică e... există și varianta, uh, cum îi zice, PDF, dacă vreți, pe aici pe undeva. Nu mai știu exact unde. Da, în fine, dacă mi-o cereți, o să o caut la mine pe calculator și vă, vă trimit. Uh, deci, și, și nu degeaba este primul link din acest document. Primul, da? Uh, asta ar trebui să vă zic mult. Ok, revenind. Ce-ați mai scris în chat între timp? O să vedem. Uh, Sergiu, salutare, ce părere ai despre Service Virtualization, cât și rolul acestui în CICD? Uh, cum să zic? Nu vreau să-mi dau cu părere despre lucruri despre care știu uh, mai puține decât aș vrea. <laughs> În general, virtualizarea serviciilor e o chestie absolut inerentă și naturală. Nu ai cum să supraviețuiești fără asta în momentul în care faci pachete de sine stătătoare și în general când lucrezi cu, cu Docker și ai nevoie să faci fie testare automată, fie CICD, funnel-ul complet, fie lucruri de genul ăsta. E Deci e natural, e un pas natural. Uh, nu am folosit eu personal Service virtualization service atât de mult cât să-mi dau cu părerea mai mult de atât. Deci nu știu să zic mai mult. Uh, partea de DevOps, uh, adică știu până la un punct uh, zona de DevOps. Deci n-am o părere clară despre chestia asta. Îmi pare rău. Salut, Daniel! Ce mai face Clujul? Așa, Cristinel. Salutare, am văzut la cineva pe YouTube cum codează Neovim. Știți care e treaba cu el sau care e diferența între VS Code și el? Eu știu de Vim. Ia să vedem. Neovim. Nu știam de el, deci nu nu pot să spun dacă e ok sau nu, o să citesc niște review-uri. Uh, mi îmi place VS Code din multe puncte de vedere, uh, unul din ele fiind faptul că e free și fiind faptul că e, um, e și el foarte ușor de extins. Deci Hyper Extensible nu e neapărat un selling point care să mă convingă din primul. Uh, și eu sau și voi puteți să, să scrieți plugin-uri de, de VS Code fără probleme. Acum uh, în ce fel este neovim ăsta extensibil și de ce unii preferă Vim versus alte editoare e o discuție mai lungă Mie, pe mine mă sperie vim în sensul că până să învăț lucrurile de bază din Vim am rămas blocat de câteva ori în modul de editare până am știut să dau WQ ca să ies efectiv din modul de editare Ideea este că uh, e un editor uh, foarte iubit de cei care uh, codează în Linux pentru că e editorul basic, editor, editorul standard de fișiere în Linux, dar nu numai e iubit și de cei care iubesc editoarele minimalist. E foarte rapid vin față de alte editoare, uh, e, asta e unul din beneficiile lui. V-am zis, pentru mine nu e neapărat un selling point tagline-ul ăsta cu faptul că e hiper extensibil și că e baza pe Vim. Dar o să citez review-uri să văd ce părere au și alții despre el și să vă, o să vă zic. Pe YouTube se mai întâmplă un fenomen. Vă zic și vouă, așa că l-am observat și eu. Lumea încearcă să călărească valul. Dacă apare o tehnologie nouă sau au vreo știre nouă, whatever, ceva nou, fiind multe căutări, anumite canale încearcă să facă conținut legat de tehnologia nouă, știrea nouă, etc. ca să apară și în rezultatele căutărilor. Și așa își, își explică foarte multe canale de YouTube creșterea explozivă. Pentru că lumea a dat peste un video în trend... Și de acolo a explodat canalul. Um, nu toți fac așa, evident. Cum să zic? E o tehnică interesantă dacă sunt lucruri utile, dar uh, editoarea noi apare în fiecare zi. Adică am folosit, cred că, cel puțin 10-15 feluri de ideuri în ultimii 10-15 ani și uh, diferențele între ele sunt minore pot să vă zic cu mâna pe inimă că puteți folosi orice vreți voi. Uh, VS Code e incidental un editor bun și gratuit și na, care merge bine pe Windows, etc. Sunt editoare care sunt, se cam certă cu Windows-ul și care sunt destul de bune sau sunt editoare care sunt destul de greoaie. Cred că cel mai nasol editor, adică pot să vă zic ce editoare nu recomand. Nu, nu recomand Eclipse, decât dacă uh, programezi în java. Dar, rest, Eclipse este cel mai greoi editor din Univers, din experiența mea de până acum. Folosește tot ramu și tot procesorul și tot nu se satură, e foarte, foarte nasol. Uh, și asta datorită faptului că rulează multe microservicii și multe uh, servere în spate ca să serviseze o aplicație de Java. Uh, în afară de Eclipse, n-aș putea să vă zic că am un editor uh, preferat. Eu folosesc destul de des PHP Storm care e făcut de IntelliJ, care au făcut și WebStorm și care au făcut și mai multe alte editoare dedicate pentru niște limbaje de programare. Sunt, cum să zic, față de VS Code, editoarele de la IntelliJ sunt... nu au nevoie de atât de multe pluginuri, pentru că au built-in foarte multe funcționalități de care ai nevoie. De la client de FTP, uh, client de CICD, uh, cum să zic, uh, interfață de GitHub uh, de Git, pardon, uh, interfața de GitHub unele și așa mai departe. Uh, sunt foarte multe feature-uri și limbaje suportate de uh, genul ăsta de editoare, pe HP Storm e util pentru că suportă și pe HP, cu care am mai avut tangențe în ultima vreme și uh, e un WebStorm mai complet cumva. Adică WebStorm suportă în special JavaScript-based languages și HTML și CSS evident. Uh, PHP Storm peste asta suportă și PHP uh, nativ. Asta e singurul motiv pentru care l-am folosit de ceva vreme cu acest studiu intens. Uh, în schimb, VS Code e mult mai light și dacă ai nevoie de lucruri, ai plugin-uri pentru el. Deci puteți folosi ce vreți voi. Uh, o să mă interesez în schimb de Neovim să văd ce, ce, poate și o să revin cu o părere. Uh, da, deci JetBrains uh, IntelliJ de fapt cred că se numește compania. De fapt nu, IntelliJ cred că e unul din editoare, mai bad. Da, JetBrains e compania, e dreptate. Uh, deci au editoare ok, sunt buni pe treaba asta și eu plătesc licență la PHP Storm de câțiva ani. <laughs> I'd better like it, știi? Cam așa se pune problema. Um, bun. Cristian Mihai, ce părere ai de conținutul lui Kevin Paul? Băi, este un băiat absolut minunat, deci e unul din cei mai uh, buni oameni de uh, CSS pe care am văzut vreodată pe YouTube și recomand călduros să vă uitați la cursurile lui și la ce content produce, cred că puteți să-i și cumpărați cursul plătit. E foarte, foarte mișto, Adică o să fur lucruri de la el. Așa cum se face. În sensul că e. cum să zic? Are o abordare și un. în primul rând, îmi bea de treabă. Adică se vede din felul cum pune problema și din felul cum vorbește și din interacțiunile pe care le-am avut cu el pe discord lui. Uh, mi se pare nota 20 e din Canada s-ar putea să explice anumite lucruri <laughs> canadienii sunt de obicei foarte de treabă uh, și foarte, mă rog politicoși și așa mai departe dar uh, pe lângă asta se și pricepe și pune problema foarte sănătos adică zice când nu știe e, nu are nazuri nu e cu nasul pe sus e foarte down to așa îmi place de el, îl recomand Așa. Sharecan am trecut de la Notepad ⁇ la Sublime Text și acum folosesc doar VS code. Uh, și Sublime era ok, uh, e un pic mai minima prea minimalist pentru gustul meu. Notepad uh, ⁇ la fel, este mult prea minimalist pentru gustul meu, în care are doar code highlighting. Nu știu dacă au mai băgat ceva mai nou în el, dar uh, era cam, cam puțin pentru mine. Adică măcar un autocomplice Să aibă. Um, George, am încercat să învăț Java cu Eclipse, dar m-am schimbat repede pe NetBeans. E foarte bine că ai făcut asta. Ți-ai salvat niște ore din viață, cel puțin, sau niște săptămâni din viață, dacă lucrezi mult pe Java. Uh, Florin nișoi sau nișoi. este diferența mare între C++ și C? Urmează să fac C în facultate și vreau să știu diferența. Da, este diferența mare. Uh, dar nu atât de mare pe cât uh, sună când zic asta. <laughs> um, sunt limbaje cu aceeași rădăcină, deci sintaxa e aproape identică. C, în schimb, este un limbaj în mod uh, clar și evident bazat pe clase. Deci este un limbaj object-oriented. Uh, e util să știi și C și C, dacă mă întreb pe mine, dacă vrei să fii programator experiență și în C și în C++ e utilă pentru că în C învezi lucruri mai low level care țin de manipularea memoriei în special, care e utilă, e un skill util de avut și să știi că în C sunt scrise foarte multe lucruri pe care le folosim absolut toți în ziua de azi. Deci toți care vă uitați acum pe YouTube folosiți un software care e scris în C, cel puțin unul. Cred că sunt două sau chiar trei pe care le folosiți, deci software pe care, sunt, pe care, le folosiți și care sunt scrise în C în momentul ăsta. Uh, sistemul de operare, most likely. Uh, Windows 11, pe uh, Windows 10, toate Windows-urile, plus uh, adică au bucăți care sunt scrise în C, nu tot e scris în si, dar au bucăți care, e scris, care sunt scrise în si uh, browserul are V8-ul, cel puțin Chrome are V8-ul și nu numai, care este engine de uh, randare de JavaScript și de interpretare de JavaScript um, care e scris în C și dacă n-ar fi scris în C ar merge mult mai prost browserul și ar avea viteză mult mai mică um, plus YouTube în sine are multe module scrise în C pentru că e un limbaj foarte rapid fiind foarte aproape de low level-ul um, deci, de limbajul mașină, foarte aproape, cât se poate de aproape pentru un limbaj uh, ușor de citit, ca să zic așa, uh, și având foarte mult control asupra memoriei, poți să faci lucruri foarte eficient folosind C. C++ uh, îi moștenește, uh, moștenește, moștenește sintaxa C-ului, dar nu numai. În schimb, uh, felul cum scrii lucruri în C++ e cu totul diferit de felul cum scrii lucruri în C. În C, în C le scrii procedural, în C++ le scrii object-oriented. Și, ți-am zis, e bine să le știi pe amândouă. Așa... Andrei, pe un site ce mărime ar trebui să aibă imagine. Eu zic așa, ca dimensiuni în pixeli, maxim cât este ecranul vizitatorilor tăi cei mai mulți eu aș zice 1600 pe 1200 sau 1600 pe 900 sau nu știu genul ăsta de rezoluții până în 2000 de pixeli lățime deși există context în care ai nevoie de imagini mai mari dar 99% din cazul nu și ca număr de kilobytes cât mai mică ar trebui să fie imaginea deci până în să zicem 200 de kilo să zicem și felul cum obții cifrele astea, cel mai simplu, este să folosești o aplicație gen scus și să convertești genul ăsta de imagine. Deci, în primul rând, să-i dai un resize la 1600, care și scus posibilitatea asta și să folosești, uite, deci Moz JPEG, JPEG îmi generează o imagine de 189 de kg. Dacă selectez WebP, îmi generează de 162 de kg. Deci WebP este mai eficient decât Moz, decât JPEG. Uh, recomand WebP ca și format de imagine, e foarte bine suportat de majoritatea brațurilor moderne. Uite, dacă mergem pe caniuse.com, WebP. A, ah, uite, e deja. Da. am tastat, am tastat, Deci sunt foarte puține browsere care nu suport WebP. Cum ar fi eu care e mort, KaiOS de care n-am auzit până acum, android foarte, adică Android browser foarte vechi, safari foarte vechi, chrome ul foarte vechi, edge ul foarte vechi, etc. Deci acum, Uite, de la versiunea 16 de Safari văd că e suportat și în Safari. Dacă ai un fallback, deci dacă folosești un picture element, imediat vă arăt exemplu. Using web images with fallback. Um ce face genul ăsta de picture element? Nu, în general, picture element e folosit ca să afișezi la rezoluții diferite imagini diferite. Deci pe același placeholder pui ceva foarte generic și care e compatibil cu toate browserele și toate rezoluțiile. Ideal ar fi să fie cu cele mai mici rezoluții. Deci img cu ăsta care trebuie să aibă și uite și hai și altă, dar asta e altceva. Ăsta este standardul care se randează pe toate browserele vechi care nu suportă acest picture element și sursurile. Deci asta e defaultul și ar trebui să fie JPEG tot timpul sau PNG sau GIF, că astea sunt cele trei formate suportate universal și apoi o iei în sus în funcție de cât de mult suport ai. Deci dacă ai suport pentru picture element și source, poți să folosești un image peg sau același image peg definit într-un source așa care să fie swapable cu un image peg cu un image webp, pardon, definit aici. Dacă browserul suportă webp. Dacă browserul nu suportă webp, dar suportă picture element, o să fie asta activ. Dacă suportă și picture element și webp, o să fie asta activ. Deci restul imaginilor nu se downloadează. Asta e partea bună. E și important pentru performanță. Deci, acest picture element e super, super util pentru fallback-uri de imagini și pe lângă fallback-ul ăsta de format, de WebP, puteți să folosiți picture element, cum ziceam, și pentru uh, fallback de imagini diferite pe rezoluții diferite. Deci pe mobile să folosiți o imagine foarte mică și pe tablet să folosiți o imagine medie și pe desktop să folosiți cea mai mare variantă de imagine pe care o aveți. Și în plus, puteți să aveți și source-ul ăsta uh, care să vă schimbe imaginea în funcție de... Uh, adică să, să, vă schimbe formatul imaginii în OP în momentul în care browserul suportă OP. Asta e un best practice bun. O să vorbim mai în detaliu despre asta când ne apucăm de site-ul meu. Deci de proiectul concret. Pe care urmează să urmează să-l facem în live. Așa. Uh. Kevin Paul Blana rău, da. Alexandru Nițu e canadian, da. Este canadian. LG, WP e nu mai bun pentru imagini decât PNG sau JPEG, da. Este mai bun pentru că are și transparență cum are PNG-ul și e la fel de, e mai eficient de, de fapt decât JPEG-ul la uh, compresarea informației. Salut, Extreme bun, bine ai revenit în live-uri. Uh, Florin Isoy și de unde aș putea să mă documentez puțin în privința SIU-ului, ca să nu fiu pe lângă? Din nou, ai uh, acest minunat document și ai niște resurse în C aici, dar uh, grant sunt mai greu de găsit. Ar trebui să cauți uh, imediat ce se încarcă. Ar trebui să cauți C și cumva lângă uh, resursele, și resursele de C sunt și resurse de C simplu. Uh, recunosc că e harababură în linkurile astea. Uh, adică nu e ușor să, să navighezi printre ele. Dacă îmi scrii pe Discord, îți caut eu și îți trimit, că știu exact unde sunt dacă mă uit două minute. În momentul ăsta nu-mi dau seama exact, că știu că le-am grupat at some point in time. Dar nu mă știu unde în context. Ideea e că găsim și îți trimit niște resurse bune. Cred că e chiar Learn C. Nu, este Learn C Plus, plus. Nu mai știu. Era o resursă similară cu Learn, learncpp.com. Asta e pentru C. Așa. Ia să vedem ce ați mai scris pe chat. Aris, am mâine ultimul tehnic pe o, o poziție de intern în JavaScript și am cam uitat noțiunile că n-am mai lucrat de vreun an, dar am un site pentru o grădiniță locală. Crezi că o să conteze. Uh. O să conteze, pentru că o să te întrebe din site-ul ăla. O să te întrebe cum ai făcut asta, de ce ai făcut asta, de ce ai luat decizia asta. E un... cel puțin eu, eu dacă aș intervieva pe cineva care are un site de genul ăsta substanțial, unic, nu știu, în, în, în plină, adică folosit de oameni, știi, deploiat undeva și pe un domeniu propriu și așa mai departe, eu m-aș lua de... sau în fine m-aș lua, ei, mult spus. Aș intra în discuție despre site-ul respectiv pentru că e ușor să găsești lucruri pe care să le întrebi, apropo de cum ai făcut funcționalitatea asta, ce ai luat în calcul când ai făcut asta. Adică e util să ai un punct de plecare în discuția tehnică și dacă ai și test, atunci na. ar trebui totuși să faci o recapitulare minimală apropo de, apropo de uh, JavaScript în general. Poate o să te întrebe și chestii mai teoretice. Așa. Uite, Florin Porut, sau Porut zice CS50 de la Harvard, găsești și aici pe YouTube cursurile, îți explică și ai teme dacă vrei. Uite, CS50, e o resursă bună. Extreme porn, pentru părțile de bază C++ for programmers de pe Udacity. Ok, pentru cineva care vrea să facă doar front-end, deci sunt benefice cunoștințele de OOP, um, da, marginal, dar da, uh, pentru că poți să înțelegi, de fapt nu marginal, vorbesc prostii, uh, folosești OOP implicit în momentul în care scrii uh, s 6 și nu doar OPE, adică poți să po 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 scrie să șase sau poți po să JavaScript în general și uh, Object Oriented și uh, Procedural. Dar uh, adică declarativ și procedural, astea sunt cele două variante. Și uh, varianta Object Oriented este mai elegantă. Așa, Andrei, aș mai pune o întrebare ce ar fi mai bun de folosit sirgăset sau picture. Păi nu merg una fără alta. Eu aș folosi picture element cum, cum ți-am arătat exemplul. Adică un picture cu mai multe sărcăseturi în funcție de ce vrei să faci cu ele. Adică nu un sirgăset care are. Totul inbed din el, ca știu că mai merge și varianta asta, dar nu e E mai puțin previzibilă. Pentru că browserul decide singur când să facă switch între ele și nu ai control, și nu e ok. Așa. Uite, ex zice că el personal n ar vrea să lucreze cu cineva care nu știe ce înseamnă o sau un overloading, și are sens. În momentul în care scrii cod, inclusiv de frontend, o să dai și peste OOP uh, cu siguranță. Aris, uh, apropo de fricile tale de ce se întrebe la interviu, să știi că toată lumea înțelege că e un site, că e, adică toată, toată lumea înțelege codul scris de mult timp, pe care nu-l mai înțelegi nici tu, autorul codului. Adică <laughs> nu trebuie să-ți faci griji, doar că e bine să. Totuși să treci prin cod și să-ți amintești cum ai făcut, ce ai făcut și de ce, mai, mai ales, ajută. Asta dacă ai timp, dacă nu, mă rog, nu e o tragedie, adică trebuie să demonstrezi că te pricepi și că chiar tu l-ai făcut până la urmă. Dar e interesant ce zice și Mihai. Uh, ai lucrat în Java Spring și acum te bagi la internship de front -end. De ce? De curiozitate. Xtimpon, aplici pe poziție de Java, Script așa. A, și era tot un internship și cam tot costă să lucra. Acum trece anul 3, am înțeles. Uh, și e bine să încerci din fiecare câte puțin, e o practică bună ca să vezi exact ce îți place. Salutare, Air sound. <laughs> Zice bine Extrempo, JavaScript e viața ta. Dacă te duci la un interviu de front-end și de JavaScript, evident. Uh. și uh, poți să scoți site-ul de la Naftalina, o să te lucruri din el, aproape sigur și de -aia zic că e bine să te uiți un pic pe cod să vezi dacă ți-ai lăsat comentarii cu atât mai bine. Iulian Timofte, eu nu înțeleg JavaScript să mă bată tata. Băi, nu, nu recomand violența în familie. Dar uh, nu e atât de greu dacă ai un pic de răbdare să Să parcuși niște resurse și să înțelegi fenomenul LAG, ce face un front-end developer job? Website-uri pe bandă rulantă? Ce bine ar fi dacă ar fi așa De cele mai multe ori când sunt proiecte mari bricolez la proiectul ăla, îți ies pe albi uh, Faci feature-uri, faci refactorizare, faci bug fixing, faci Uh, adaugă și conținut nou, repar lucruri. Sunt multe lucruri. Adică un site este. Uh, pare o chestie nu foarte complexă, dar dacă îi dai suficient timp să se dezvolte și dacă lucrează mai mulți oameni la el și dacă are nevoie să fie complex, poți să, poți să ai milioane de linii de cod în el. și gen să nu te, să nu te plictisești niciodată de, sau în fine, să nu dai niciodată de două ori peste același lucru în momentul în care lucrezi la site-ul respectiv. Așa. Uite, Florin zice bine, Iulian, schimbă cursul sau resursele de unde înveți până când dai de una care explică pe înțelesul tău. Da, Cristian, milioane. Am lucrat la site-uri care aveau milioane de linii de cod. Așa, revenind la evaluări, că ne a luat un pic valul. Deci optimizează-ți imagine. Da. Uh, overall it needs a bit of work. Și asta. În special pe imagini. Uite, sunt 28 de secunde uh, pierdute din randarea site-ului pe imagini. Din păcate. Și vă că folosești document.write din vendors bundle ăsta. Care, apropo, ce conține acest vendors bundle de curiozitate? Webpack.json.p mama și e și neminfiat. mă rog, parțial ne Adică nu, e, nu sunt scoase comentariile, respectiv licențele. Pachete de nod. Foarte frumos. Multe pachete de nod. Prea multe pachete de nod. Da, sigur n-ai nevoie de toate astea. Bun. Mai departe. Alex sau axbecher.com. Alexandru Becker. Asta este CV-ul și asta este portofoliu, Hai să începem cu portofoliu. La prima vedere pare destul de... Ia să văd un pic și homepage-ul. Deci Alex este un test engineer. Cred că mi-a scris ceva pe Discord. Ia să mă uit. Dar nu înainte de a marca proiectul ăsta ca fiind evaluat.

Nu știu dacă le-am luat în ordine cronologică. Asta, la asta mă uităm în momentul ăsta. L-am evoluat și păsta. Da. E ok. Cred că am uitat să deschid trei linkuri. Un moment. Așa. Bun. Deci, Alex. Alexandru. portofoliu și CV. Deci, ești, ești test inginer. Bun. Și de ce codezi? <laughs> Ți-ai pus și teste de personalitate aici, interesant. Da, e o chestie pe care n-am mai văzut până acum. Ți-ai pus și certificări, JavaScript Basics, Azure AI, IABS. Ok. Lucrul ăsta este foarte benefic pentru faza inițială de filtrare a CV-urilor în momentul în care aplici pentru un job. În momentul în care dai detalii despre tine și dai nuanță uh, și personalitate site-ului pe care îl prezint ca fiind site-ul tău personal, uh, lucrul ăsta ajută mult uh, recrutorii să te bagi în seamă și să te. Uh, cum să zic? Să-ți evalueze bă, contextul în care te afli și proiectele bă, la capacitatea maximă, să nu-ți dea discard din prima. la asta mă refer. Așa, hai să vedem ce ați mai scris între timp, că ați mai scris ceva pe aici. A, așa, am umblat un pic la recondiționarea, scuze. Deci, uh, Florin, schimb așa, am citit asta. Dragoș, pe scurt vei lucra în mare parte în aplicații web, nu simplu site-uri de prezentare. Da. Uh, există și site-uri de prezentare, nu cu milioane, dar cu multe mii de linii de cod. Așa. Extreme One ai nevoie de mult mai mult decât Python și programare în general, un machine learning engineer ai nevoie în primul rând de, la, de matematică și statistică la nivel avansat, fair enough. Uh, LAG, deci să înțeleg că munca unui developer nu e chiar așa sunshine and rainbows, pe da, nicio, adică nu, nu ca nicio muncă. Uh, dacă vrei să ai succes în viață trebuie să iubești challenge-ul, nu succesul în general. În sensul că a iubi challenge-ul îți dă șansele cele mai mari să rămâi în joc suficient de mult încât să devii bun, suficient de bun încât să ajungi în poziția în care îți dorești, și profesional, și din mai multe puncte de vedere, financiar și așa mai departe. Deci, a iubi challenge-ul este important. Și ce înseamnă că iubești challenge-ul, înseamnă că în momentul în care ai probleme și te întâmpini dificultăți în, la muncă și nu numai, îți place să rezolvi problemele alea. Adică nu-ți dorești neapărat să meargă totul perfect. Sau poate-ți dorești, dar nu te afectează atât de tare faptul că dai peste probleme. Ci pur și simplu le ca pe ceva normal pe care încerci să le rezolvi și să mergi mai departe. Deci, normal. Nu e totuși sunshine and rainbows, nicăieri nu e și în niciun domeniu, oricât de mirific ar părea din exterior. Tot timpul, adică îți, îți ajustezi standardele în funcție de contextul în care te afli. Robert Kirculescu, cât crezi că ar dura să înveți javascript la un nivel angajabil? Depinde cât timp și energie pui în dezvoltarea ta și depinde câte ore pe zi stai. Nu știu. Cea mai mică perioadă de timp pe care o știu eu, în care cineva a învățat JavaScript să devină angajabil ca intern, a fost undeva la șase luni. Și poate să dureze și un an jumate, și doi, și trei. Depinde de tine în primul rând și de câte, cât de repede prinzi și cât de multă, mult timp și atenție acorzi domeniului. Uite, ce zice și Dragoș asta, dacă te ții de treabă în fiecare zi cam 6 luni. Extreme Pond zice altceva, fără un background tehnic între 8 și 24 de luni în mod realist. Și tind să fiu de acord, poate să dureze și mulți ani de zile, dacă ești inconsistent și n-ai o, o bază solidă. Așa, și da, puteți să ne scrieți și pe, și pe Discord să vă ajutăm cu genul ăsta de întrebări oricând. Uh. <laughs> nu vă speriați că 6 luni sună mult, dar nu e atât de mult. Adică șase luni trec imediat dacă, dacă nu ești atent sau atentă. E vorba, deci Robert zice așa, e vorba de speriat, doar vreau să știu cât mi-ar lua să învăț javascript de la zero. Mă, javascript o să înveți într-o zi. Sintaxa. Dar a învățat javascript în, presupune mult multe lucruri, nu doar să știi să scrii javascript. Presupune să știi programare în general. Presupune să știi uh, ce javascript vrei să înveți, ce versiune, ce framework, ce, în fine, sunt multe aspecte la mijloc, de-aia durează 6 luni minim. Așa... Și extrem, bun să zic, să știi că nu toți știm să, folos, să folosim calculator în 2020. Adică sunt oameni care nu se pricep și care totuși poate unii din ei își doresc să lucreze în domeniu fără să aibă absolut nicio bază în, în zona asta. Și e mult mai greu, dar se poate. Adică știu cazuri de oameni care erau complet paraleli cu, cu chestia asta și acum lucrează în domeniu. Alexandru Ionuț Apostu, care e diferența între servicii web SOAP versus RESTful? <coughs> uh, hai să scurtăm argumentul ăsta. Uh, REST e mai bine. Uh, și uh, a zis extrem de ce? e o tehnologie mai nouă și e JSON, care este universal. De fapt, și XML e universal, dar e problema că XML e că e mai rigid și e mai verbos și JSON este un standard de încapsulare foarte ușor de folosit și ușor de exportat și de manipulat și așa mai departe. Așa. Bun. Narcis Kirilov, ați auzit de TRCP? Nu. <laughs> nu știu la ce te referi. Așa. New Era Song, mai... Da, mai continui cursul de pe YouTube. Următorul video apare săptămâna viitoare. Uh, Cristian Ungureanu, vei mai lua link de pe Discord? Da, dacă ne mișcăm mai repede. Uh, o să ignor un pic chatul și o să ne mă concentrez pe review -ul site-ului lui uh, Alex ca să mergem mai repede prin review-urile astea. Uh, dar înainte de asta, hai să termin ce ați scris până acum. Edi Valentin 2003, e părere despre cursurile de pe LinkedIn Learning, să știi că unele din ele sunt excelente, am găsit cursuri făcute de oameni foarte buni din industrie, pe accessibility, pe machine learning, pe multe, domen multe domenii foarte, foarte ok, dar nu toate sunt așa, adică cred că trebuie să te iei după numele autorului acelui curs. Ca să judești dacă e sau nu ok și nici așa nu ai garanția faptului că e perfect ok. Adică unii sunt foarte buni profesioniști dar nu neapărat suficient de buni uh, la explicat concepte din industrie. Dar da, uh, sunt multe cursuri bune acolo. Chiar pot să recomand dacă ești curios uh, și dacă ai acces. Așa. Și uite, extrem Pond zice că sunt mai slabe decât cele de pe Udemy. Uh, depinde, pe Udemy e și, e și foarte mult junk. Teoretic oricine poate să aplodeze un curs pe Udemy, asta zice multe. Dar da, sunt unele extraordinar de bune pe Udemy. Uh, faza este că Udemy este o, un loc în care N-ai garanția, adică review-urile unele sunt fake În fine, e, e discuție mai lungă Tot așa, trebuie să iei după autor Sunt niște băieți și fete care fac niște cursuri foarte ok În schimb, sunt alte surse, cum e Scrimba sau Frontend Masters Pe care le recomand călduros sunt Scrimba are și cursuri free Frontend Masters și partea plătită din Scrimba nu e nici scumpă și le recomand călduros 100% dacă vrei să dai banii pe ceva. În schimb, cred că și Skillshare e ok în anumite puncte de vedere și pentru anumite lucruri. Și din perspectiva felului cum le dai bani. În fine, revenind, Uh, deci, Alex, îmi place uh, pagina asta de Bauch și faptul că ai pus uh, meta-informații despre tine destul de multe aici, îmi face o părere destul de complexă apropo de uh, afinitățile tale și de personalitatea ta, uh, ceea ce e un lucru foarte bun. E, e de apreciat faptul că ai abordarea asta. Apoi, uh, revenim la site. Hai să evaluăm tehnic site-ul rapid și revin asupra designului imediat. Ok, deci design în general uh, nu iese neapărat cu ceva în evidență. Uh, sunt niște lucruri care mă deranjează, dar sunt absolut minore. Ok, logo este cu bold și textul cu nebold. Problema e că atunci când faci la hover textul bold în meniu, Uh, se schimbă lățimea și înălțimea, aparent, pentru că adaugi și un border button, probabil, aici. Și chestia asta schimbă layout-ul, ceea ce nu e ok. Vezi că... nu știu dacă se vede. Asta nu e ok. Um, deci eu n-aș face bold. Eu, eu l-aș face bold by default, ceea ce le schimbă culoarea. Și borderul ăsta ar trebui să fie transparent inițial ca să nu l adaugi ulterior și să mărește mărești înălțimea containerului. Și în plus, așa arată mult mai coerent decât așa, pentru că ăsta e foarte uh, dens, e foarte bold și se potrivește mai bine cu stilul bold al typeface-ului decât cu stilul regular sau light, ce este ăsta. Cred că e regular. Want to 300 e mai mic decât Regular. Deci am intui bine. Așa. Um, deci eu aș face bol toate fonturile de aici și aș, aș schimba culorile cum ziceam și aș adăuga uh, underlineri, adică border bottom transparent by default. Ok. Uh, chestia asta că se scrie în permanență test engineer aici de... Într-un loop, nu mi atrage atenția în sens pozitiv. Ar fi bine ca în momentul în care intră în View să ruleze animația și să oprească la o singură rulare. Adică poți să folosești un inter Intersection Observer în momentul în care e uh, hero ăsta în view și e suficient să rulezi animația odată. Apoi, pe anumite rezoluții, să mai bușesc niște lucruri pe aici ceea ce înseamnă că asta n-ar trebui să fie două coloane. Cel puțin nu în contextul ăsta. Sau ar trebui să pui poza sus și textul sub ăsta cu name, profile, email ca să nu mai ai probleme de asta de layout. Din păcate, și mă rog, e normal, se vede că la capitolul layout și design ești mai la început pentru că uh, sunt foarte multe mărimi de fonturi folosite aici. Sau nu foarte multe, sunt cel puțin 2 sau chiar 3, cred. Asta e o mărime, asta e altă mărime și asta e altă mărime, plus seduri care e altă mărime, plus uh, nici asta nu știu ce mărime. Ia să ne uităm, să vedem dacă am intuiție bună. Deci 20 de pixeli ăsta, asta. Asta e 32. Asta e 15. Ăsta e tot 20, ok, e la fel ca asta. Ăsta e 17,6. <laughs> ok. Și asta e 15, bun. Deci asta e la fel ca asta. Ăsta n-are nicio legătură, e cu totul alt font size. Ăsta e mai mare decât astea. Și e la fel de mare ca asta. Și asta e cea mai mare. Ideea e că sunt prea multe mărimi. Adică mă deranjează vizual pe lângă Leo bușit. Și textul colorat așa nu e o idee foarte bună. Adică, în general, textul de paragraf, textul cursiv sau nu cursiv, textul balcul de text, paragrafele, conținutul propriu-zis, de obicei se scrie cu ceva neutru ca să aibă contrast cât mai mare și să nu atragă atenția asupra culorii, ci asupra, doar asupra conținutului, adică să se vadă doar textul. Deci dacă schimbi aici doar culoarea fontului în green kiss, e perfect ok. Poate un pic mai deschis decât header dacă vrei să ai un pic de contrast. Adică, nu știu, un... Pardon, nu asta am vrut să fac, ce asta. ceva de genul ăsta, să zicem. Deja e un pic mai bine organizat. Pentru că ăsta e contrast și cromatic și uh, de mărime cu, cu, fundalul și cu pagina în general. Și asta e un pic mai mic și e și mai puțin dark decât ăla. Ceea ce aj ajută de obicei. Uh, row-ul ăsta ziceam că eu l-aș vedea Flex Direction Column. Așa. Și să vedem de ce uitat bușit. Ah. Pentru că ai folosit un. ai folosit un. bootstrap. Și acum mintuiam. Însuși, faptul că ai folosit bootstrap pe site-ul tău de prezentare <laughs> dovedește faptul că ai cum să zic, nu e rău, dar eu n-aș face asta în locul E lazy, știi? Și dacă nu e lazy, dovedește faptul că nu te pricepe de bine la CSS încât să ți-l scrii de la zero. Așa, ce puțin la prima vedere. Deci, sfatul meu e... Uh, Poți să rămâi așa cu asta, cu dar simplifică un pic auto, ca să nu uh, există probleme de genul ăsta. Și aici, uh, dacă rezolvi problemele de width și dacă eventual standardizezi ca title-ul ăsta să aibă display block, deja pare un pic mai curat și eventual imaginea asta e, are prea mult spațiu aici.

și referințele astea sunt înghisuite un pic în... adică lasă un pic de gutter mai mare între coloane, asta vreau să zic eventual la fel de mare ca... de fapt poate să fie și mai mic decât uh, între text și margine laterală. așa uh. să dau un zoom out, de fapt o să dau zoom out la maxim pe rezoluție mare uh, eu am pic mult spațiu într aici, dar cred că poți să treci asta aici pe anumite rezoluții, nu pe toate rezoluțiile. Bun, deci vizual uh, it needs a bit of work, um, îmi place mie să zic. Aici uh, ai făcut ceva interesant, ai pus link pe uh, pozele de certificare. Și nu, nu înțeleg de ce ai lăsat asta aici, card body, trebuia să fie un text, cred, în zona asta și nu mai este, nu? Așa pare, e gol. Card description și card title aici. Uh, Merite să pui niște detalii să se vadă și în plus arată și aeră, dacă sunt disjointed, așa, e spațiu gol. La și uh, nu înțeleg de ce ai mai pus link și pe ăsta, adică... Pe ăsta, ai, pe ăsta ai, pe ăsta de ce n-ai? Bun. Uh... Ok. Butonul de submit ar trebui să fie cel puțin la fel de mare ca inputurile astea. Că altfel pare mai puțin important. Și nu e. Ok. Deci, uh... hai să ne uităm și pe mobile totuși, înainte să tragem o concluzie. O să dau și un hard refresh ca să se reseteze stilurile făcute de mine. Opa, ce am făcut? Cred că am dat click pe un GitHub. Așa. Uh, meniu. meniul ăsta e foarte mic. Uh, uh, adică, pardon, linkurile din meniu trebuie să fie cel puțin 44 de pixeli în înălțime și lățime ca să fie ușor de clicat. Și la tine sunt 36. Deci fă un pic mai înaltă, fă fontul mai mare la fel și aici. Sunt foarte apropiate unele de altele. Cineva cu degete groase, cum am eu, o să aibă probleme cu nimerirea linkurilor lor. Standardul, cum ziceam, e de 44 de pixeli. Și pe înălțime și pe lățime, minim. Pentru touch targets. Și o să numesc. Games Collection. <laughs> ok. Mă bucur că mai dau de fellow gamers. Foarte tare. O să-mi fac și eu cont pe platforma asta. Că sunt curios. Sper că este cross-platform, că văd că e Steam și e pe Game Store și așa mai departe. Which is great. Uite și Origin. Mișto. O să pun deoparte acest link și să mă întorc asupra lui. Așa. Deci, contact, portfolio, Change log. Ai change logo, Ok. Foarte tare. Nice touch cu change logo. Pare că chiar îți, place de, chiar îți place și chiar îți pasă de acest site. având toate elementele astea, e foarte mișto. Uite, o să deschid CV-ul și o să ne un pic și pe CV. Dar o să fac asta într-un tab nou. Așa. Uh, ok. Întoarcem la homepage. CV GitHub code. Asta de ce nu e link? Este link. Și atunci de ce nu apare Open in New Tab? Ciudățel. Cred că sunt probleme de... Se suprapun niște lucruri pe aici. Da. Mă rog. Așa. Aici problema de spațiere, ar trebui butonul ăsta să fie să aibă aceeași cantitate de spațiu gol și sus și jos. Adică sub el ar trebui să fie la fel de mult spațiu ca aici. I-ul nu înțeleg ce face. pe o pagină de portofoliu. Mișto și ai și video. Asta e foarte ok. E un pic dezordonat designul de aici. E all over the place așa și din nou fontul e oranj, ceea ce nu e bine. Dar și îmi place că ai da și credits, which is great. Dar, 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 Ok. Uh, îmi place că ai pagini separate pentru fiecare proiect din portofoliu. E mai rar majoritatea oamenilor, majoritățile elene să facă asta. Uh, mă bucur că ai făcut asta și că ai dat detalii și că ai dat și contributori și așa mai departe. Chiar simt că uh, ești investit în uh, a îți face o prezentare și un portofoliu mișto este un lucru bun. Întoarcem un pic la design. e un pic simplist așa designul portofoliului, dar asta nu e neapărat un lucru rău. Ia să vedem dacă merg filtrele. Văd că merg. Bun. Din nou, text oranj, not ok. Și de ce ăsta mai mic și ăsta mai mare și mai înghesuit. Ar trebui să ai același stil de typeface peste tot în zona asta. Și aici, dacă e o listă, ar trebui să ai și buleturi. Așa. Ok. Am înțeles. Da. Eu n-aș pune light-dark mode în portofoliu neapărat, că e cam e cam basic ca gen de proiect. Adică eu aș pune lucruri mai substanțiale, chiar dacă sunt mai puține, sunt, nu știu, 5-6, poate aș pune link către restul, așa, nu neapărat în format ăsta, cu thumbnail, cu nu știu ce, aș lăsa paginile de prezentare pentru fiecare proiect, dar aș pune link mai puțin preeminente pentru proiectele mai simple sau prea simple, care nu prezintă neapărat o complexitate de mare încât să fie luate în calcul pentru angajare. Cred că și code generator. De fapt nu, asta să zicem că e okay. În fine. Deci, ca și portofoliu de proiecte, unele par ok și interesante și complexe, altele sunt poate prea simpliste, plus că văd că folosești foarte multe tehnologii. Adică nu ca ai fi indecis neapărat, că e ok să experimentezi. Cineva care te angajează pentru frontend, spre exemplu, și filtrează așa, o să fie curios să vadă și ce -ai făcut în backend și în game dev și în alte lucruri și cumva astea de frontend sunt cele mai multe. Deci dacă vrei să aplici pentru o poziție de frontend, it's, it's ok. Dacă ai, avea, dacă ai vrea să aplici pentru altceva, pentru game development, spre exemplu, eu mi-aș pune întrebarea de, bă, da, de ce sunt atât de multe proiecte de frontend aici, știi? Dacă el vrea să fie game developer în contextul ăsta. Ok, deci overall uh, e un site simpluț, uh, un pic dezordonat care ar merita un pic mai multă atenție și dragoste și cred că și o inspirație vizuală de pe dribble, de pe behance, de undeva, adică nu trebuie să faci tu designul neapărat integral 100% cap coadă, poți să te și inspiri din altă parte ca să arate un pic mai bine. Nu e nicio tragedie și se practică, nu e absolut nicio problemă. Și te sfătuiesc să încerci să faci asta la un moment dat. Bun, hai să vedem și... Uh, nu asta vreau să văd. Deși, ok, e interesant că ai, ai cont pe LeetCode. Problema e că eu n-aș pune link către contul de LeetCode dacă n-aș avea niște probleme rezolvate pe aici. Adică un cont gol nu-mi spune nimic. Știi? Mai bine nu pun linkul către el. Așa, deci changelog. Uh, ziceam de Evaluare tehnică. Rapid, așa. Fără hreft, scuze. Apropo, când aveți proiecte mai complexe, o să stăm să folosim toate toolurile de aici, dar să-mi spuneți din timp. Eventual, dedicăm două ore special pentru voi când aveți chestii mai substanțiale de evaluat. Și, by the way, uh, la unul din live-urile viitoare să vă povestesc și un pic despre challenge-urile pe care le-am avut la Pentestools, apropo de uh, Core Web Vitals și viteză, optimizare, performanță am uh, Eu personal n-am făcut aproape nimic doar mi-am uh, mi făcut probleme <laughs> În schimb, uh, Ștefan și Uh, în, în principal Ștefan uh. și-a spart creierii încercând să rezolvă problemele astea și a găsit niște finding-uri interesante și niște moduri de optimizare interesante despre care cred că merită să discutăm în alt live. Așa, deci imagini foarte mari uh, și bootstrap și box icons și Google Fonts e cam mult. Bootstrap-ul cred că poți să-l arunci la gunoi dacă scrii tu CSS-ul de la zero. Box icons poți să le incluzi în SVG direct în inline. Uh, și pe asta două, nu înțeleg, e un all.min. A, ah, ai și font awesome. Ok, deci nu ți și fost de ajuns box icons, ai pus și font awesome. E, e cam mult, sunt cam multe resurse statice uh, pentru un site de prezentare cei drept e mai complex decât site-ul pe care l-am văzut anterior. Deci cumva ar avea nevoie de mai multe resurse, dar din nou, tehnica de imbeda acelor resurse nu e neapărat optim. Și... Aș, deci aș downloada Google Font-ul, l-aș pune local, iconițele pe astea două -aș, aș renunța la ele și aș pune SVG-uri inline. Și aici, și la fel și Bootstrap Icons același joc deci peste 3-le aș arunca. Iar bootstrap cu bootstrap-ul eu am mai multe probleme, nu vreau să intru în detalii. Uh, hai să mă uiți ce ați mai scris pe chat, că văd că au mai apărut comentarii. Uh, LAG, poate deveni cineva angajabil doar din cursurile astea? Din front-end master și din scrimba, eu zic că da. Din uh, Udemy depinde, nu pot să zic, depinde de ce cursuri faci, propriu-zis. Părere cursuri de la Mind Academy de pe Udemy. Uh, nu nu știu pe aia de la Mind Academy, deci nu-și putea să-ți dau o părere, cum să zic, avizată. Uh, și da, ce zice Narcis e foarte valid, Regi. În momentul în care faci cursurile astea, tu trebuie să învezi meserie. Și ca să demonstrez că învezi meserie, pe lângă proiectele pe care le faci în cursuri, trebuie să faci și ceva unic, original, făcut de, la, de tine de la zero, care poate să fie sau nu ideea ta, poate să fie sau nu designul tău, dar trebuie să ai o, o marcă personală și un proiect complex, cel puțin unul, eu aș zice trei care să te scoată în evidență în portofoliu și să-ți dea șanse maxime de angajare. Bun. Florin Poruț, pentru cine ai cont pe file list, găsiți și acolo cursuri de Udemy, Scrimba, Frontend Masters, etc. No comment. <laughs> Dar da, probabil. Uh... Robert Chirculescu, portofoliu și mini-două proiecte mai complexe, plus un CV bine organizat, cred că ar fi ok, dacă nu pentru un post de junior, măcar să te asiguri în internship. Da, corect. Eu am maximizat cu 3 uh, numărul de proiecte mai complexe, dar da, și 2 e ok. Așa. LAG, Bootstrap nu e bun, ba e bun, dacă te grăbești și dacă vrei să faci chestiile... Uh, fără un aport personal atât de mare uh, pentru un web developer să folosească bootstrap e ok dacă nu se implică aproape deloc în layout și în design de interfață deci dacă face doar development e ok, dacă nu face doar development mm, nu știu ce să zic uh, adică eu aș interpreta, a, aș pune niște întrebări apropo de de ce ai folosit bootstrap și de ce n-ai scris tu de la zero CSS la interviu. Așa, Robert zice, am terminat momentan tot cursul din, de New Responsive Web Development de pe FreeCodeCam. Bine, mai am doar un proiect final de făcut cu mențiunea că proiectele finale nu sunt perfecte. Uh, e bine să le faci și pe alea și poți să le treci în portofoliu, poți să le pui în GitHub, dar din nou, alea sunt balcul. Esența și lucrurile la care se uită de obicei angajatorii sunt lucrurile care ies din rutina proiectelor pe care le au văzut la sute de oameni până să-ți vadă ție portofoliu. Gândește și la asta că eu când angajez oameni de front-end, văd zeci sau sute de proiecte identice unele, unele de alte. Ce părere să-mi fac eu despre un om care are doar proiecte de astea? Asta e problema. Și de asta zic că trebuie să ai și ceva original și să dai senzația că ți-ai dat interesul și că îți pui amprenta personală asupra portofoliului, că totuși te reprezintă. Și apropo de asta, doar pe HTML ce să se o perioadă, e foarte ok, nu trebuie să te grăbești să treci la JavaScript. Dacă simți că mai ai de învățat și de stăpânit lucrurile la HTML CSS, oricum o să ai toată viața, îți spun din experiență de 20 de ani. Deci tot, tot timpul ai ceva nou de învățat. Dar e ok dacă simți că vrei să mai aprofundezi înainte să treci mai departe. Și eu sunt așa, uneori e... Adică depinde de mood, depinde de context. Uneori vreau să învăț cât mai multe lucruri, câte puțin din cât mai multe lucruri, ca să-mi fac o idee generală despre zona respectivă. Deci, în contextul ăsta ar fi și HTML și CSS și JavaScript în același timp. Și am alte momente în care simt nevoia să, mă, să fac un deep dive în anumite lucruri. Deci, în cazul ăsta, cum ar fi la tine în și CSS și după ce simt eu că mă descurc în zona aia să adaug ceva peste adică JavaScript și e perfect să și gândești așa tehnologic vorbind și procedural vorbind în momentul în care ai proiectul ăsta de făcut sau un proiect în general de făcut pentru că JavaScript chiar este un add-on peste baza tehnologiei web-ului care e la, în esență HTML plus CSS. Adică JavaScript e un, adon, nu ar trebui să fie neapărat ceva esențial. Ar trebui ca site-ul tău să meargă și, fără, și cu javascript dezactivat. Asta vreau să zic. Și de asta militez pentru SSG și SSR. Uh, cel puțin, adică să meargă, nu trebuie să meargă perfect. Măcar să se randeze și să fie accesibil conținutul. Asta mă refer. Că dacă ai un web app, n-ai cum să faci funcționalitate fără JavaScript decât dacă te bazezi exclusiv pe server aici, nu prea se mai practică așa ceva. Așa, revenind la ce ați mai scris în chat. Elegi, uh, pentru cineva care vrea să învețe OOP, recomandați cartea OOP, Java Study Guide sau altceva cu C Sharp? Depinde ce-ți place. E important să-ți plac limbajul în care înveți OOP. Un designer trebuie să știe și front-end development sau un front-end dev trebuie să știe și design? Uh, nu și nu dar e bine. Adică e un avantaj competitiv. Știu oameni care fac exclusiv back of the front end, adică programare JavaScript și atât. Știu oameni care fac exclusiv front of the front end, adică templating HTML și CSS și atât. Numai că opțiunile astea le limitează oarecum parcursul în carieră. Dacă nu le știi pe amândouă, măcar la nivel de bază, adică pe unul foarte bine, HTML și CSS, să zicem, și pe unul măcar la nivel minimal, JavaScript-ul sau invers, JavaScript-ul foarte bine și HTML și css măcar la nivel minimal, îți limitezi oportunitățile pe care le aveai în carieră și proiectele la care te vei putea hama să le faci. Și lucrurile nu se opresc aici, adică pe lângă HTML CSS, pe lângă JavaScript, să mai adaugă... Uh, programarea în general, adică noțiuni de programare și de OOP și de uh, orice alt, alt uh, flavor din zona asta, plus uh, CICD, respectiv DevOps, plus cybersecurity, adică în toată cariera ta o să înveți multe lucruri și e bine să înveți multe lucruri, să fii T-shaped professional, într-o într nișă să fii Expertul pe care îl întreabă toată lumea și la care recurge toată lumea la, uh, când, când are probleme, într-una din nișe, sau mai multe, dar în primul rând într-una și după aia te reorientezi. Și în restul lucrurilor care sunt tangente la nișa respectivă să fii măcar la nivel decent sau minimal. Adică să știi măcar ce presupune basic-ul din fiecare din lucrurile conexe cu care te lovești în job. Deci, nu, un designer nu trebuie să știe front-end și un front-end nu trebuie să știe design, dar e bine să știe. Uh, și da, am uitat să iau în calcul și zona asta, ni nișa de design, adică, ok, eu am discutat de front, end, front of the front end, adică HTML, CSS și back of the front end, adică JavaScript, n-am luat în calcul deloc design-ul. E, e aceeași poveste. Poți să fii un designer excep excepțional dacă nu știi un minim de HTML și CSS, că JavaScript nu-ți trebuie, realist vorbind, dar un minim de HTML și CSS îți dă posibilitatea să judeci cât de uh, ușor de implementat sunt... Designurile pe care le faci. Ceea ce e fantastic. Adică, dacă știi chestia asta, te ajută enorm să faci designul mai ușor de implementat și deci să ai mai puțină carne în frigider uh, datorită faptului că te înjură mai puțin colegii care trebuie să implementeze designurile tale. <laughs> deci, e, e un lucru bun. Uh, nu este esențial și poți să nu știi deloc, dar te ajută și nu e o investiție foarte mare de timp să înveți minimul din... Și, CSS. și la fel și invers dacă ești un front-end developer uh, complet ai măcar o noțiune elementară despre ce iai user experience și uh, cât de bine se potrivesc cu o culoare, cu altă culoare Adică știi măcar un minim de design sau măcar intuiești, măcar ai în sânge ai văzut miliarde de site-uri până acum și uh, ai uh, instinctul de a ști dacă un design e bun sau nu și poți să, mă rog, judeci lucrurile astea și poți să dai feedback pe treaba asta și așa mai departe. Adică e bine să fii T-shaped professional, cum ziceam și mai devreme. Cristian Mihai. Nu e bad practice să folosești Google Fonts dacă numărul de... sau dacă contextul în care le folosești um, favorizează folosirea lor. În sensul că dacă ai un Google Font extraordinar de... Uh, desutilizat, cum este Roboto, să zicem. Uh, uneori e mai ok să ai Roboto din Google Fonts, atâta timp cât randarea lui nu este blocking pentru pagini. Și cu asteriscul faptului că dacă lai ai din Google Fonts și Google Fonts răspunde mai greu și nu este cache Google Fonts în browser local, uh, o să ai un flicker pe ecran în momentul în care se schimbă fontul din Arial sau Helvetica sau ce, care e default pe care îl stabilești un stack ăla de fonturi, în fontul pe care îl vrei tu, adică robotul. De asta eu recomand, mai ales pentru site-urile cu puține fonturi și cu fonturi mai exotice, să se downloadeze local fonturile. Downloadându-se local, nu mai depinzi de conexiunea cât cu cu serverle Google și nu mai de... și, și poți să le și încarci așa cum vrei tu adică non blocking fără absolut nicio problemă um, și poți să și optimizezi fontul să scazi să, să, să tai din uh, caracterele pe care le îmbeduiști în fontul respectiv să ai doar caracterele pe care le folosești bine asta poți să faci cu Google Fonts dacă sapi un pic și vezi ce parametri trebuie să modifici așa. Vladislav Crăciun, salut, mersi mult de Content. Am vrut să te întreb cum, e, cum, cum de optimizat site pe WordPress. Probabil cum se optimizează site-ul de WordPress. E greu. E foarte greu. E mai greu decât. Adică, între. Dacă ai un proiect foarte mare, și dacă ai un proiect complex făcut în WordPress să zicem că merită să-l optimizezi pentru că timpul pe care îl petreci optimizându-l e mai mic decât uh, timpul pe care l-ai petrece refăcând de la zero site-ul în altceva. Dacă ai un proiect mai mic, uh, timpul pe care îl petreci optimizând acel proiect mai mic în WordPress sunt șanse să fie uh, mai mare decât timpul pe care uh, ar trebui să-l aloci refocând acel proiect în altă platformă, în alt CMS. Am simțit asta pe pielea mea, din păcate. Adică ai nevoie de niște plugin-uri și nici pluginurile urile alea nu sunt perfecte. Uh, vă dau un exemplu. Am colaborat la un moment dat cu Bitdefender să-și optimizeze site-ul de suport, care este WordPress. Uh, am făcut un plan care dura aproximativ un an de implementat integral. Li s-a părut prea mult și au renunțat la niște lucruri, deci nu e optimizat perfect, dar mă rog, mai bricolează la el și acum. Eu doar l-am făcut planul, deci n-am făcut nimic altceva. Și au ajuns la o durată de șase luni de implementare. Deci, un site în, și, mă rog, timpul alocat de developerii care făceau implementarea era destul de limitat, era câteva ore pe săptămână, dar tot durează mult. Adică, și nu e trivial. Să instalezi un plugin nu e suficient. De asta vreau să-mi schimb și eu să tu că e WordPress. <coughs> uh, Cristian Ungureanu cât, cât timp mai ține live-ul uh, cel puțin o oră cred ca să trec și prin linkurile pe care le mai am până acum să văd dacă mai am timp să mă uit și pe Discord pe alte linkuri. deci uh, rămâne de văzut eu zic că maxim la 12 în chem că nu sunt super super odihnit Aș prefera să mai am niște timp extra. Așa, blest, salut, poți pot, posta mai des în proiectul de cursuri de frontend, băi vrei eu vreau, crede-mă că vreau. Uh, îmi lipsește un pic timpul ca să fac asta așa cum aș, aș vrea. Ca să vă faceți o idee, uh, acum ar trebui să meargă mai repede, adică deja uh, am redus timpul destul de mult, uh, videou pe care urmează să-l public, pardon săptămâna viitoare mi-a luat până acum vreo 6 ore și o să mai am încă 5-6. Deci cam 12 ore de muncă pentru un video. Videourile anterioare mi-au luat între 20 și 40 de ore per video. Din multe motive, mă rog, în special podcasturile mi-au mult, dar nu numai podcasturile și videourile de curs. Sunt ore pe care uneori nu le am și de-aia durează atât de mult până apar videourile din curs, dar promit că mă țin de ele, nu le las baltă și o să încerc să public cât mai des de acum încolo, mai ales că acum e mai simplu, pentru că codăm. Adică mult din video e exact ce facem acum în live, un ecran pe care în, video, în, da, în curs va fi VS Code și browser și cu mine în colț și atât which is great, deci ar trebui să meargă mult mai repede de acum încolo videurile din curs, dar depinde de timp, deci încerc. MNNM, salut Viorel, intru din toamnă în anul întâi, la Poli CTI, crezi că pe vara viitoare aș găsi un internship, se caută studenți după primul an? Se caută mai, mai rar, dar se caută, adică ai putea să ai noroc să se găsești un internship, mai ales dacă ai portofoliu că până la urmă de asta depinde. Dacă uh, ai un portofoliu bun, te iau și din anii incipienți. <coughs> Salut, Laura, Lorand, uh, Grid și Flexbox, zice Robert, acolo nu, nu prea sunt încă foarte sigur pe mine. Bun, eu aș mai petrece câteva săptămâni, 2-3 săptămâni pe Grid și pe Flexbox și aș face chestii complexe să văd cât de bine mi și după aia aștept ce la JavaScript, dacă doar asta ți-au mai rămas. MNNM, cât de greu de obținut un intern și Fang, E așa dur procesul de recrutare? 음... Chestia asta e un mit. E dur procesul de recrutare, dar nu este. cum să zic? Nu trebuie să fii geniu ca să faci intern și Fang. Trebuie doar să ai uh... portofoliu bun, communication skills bune, uh, interes pentru industrie și uh, să fie ancorat în realitățile curente ale industriei, măcar așa orientativ. Și uh, să ai uneori, la unele din ele, să ai și credențiale bune plus, nu știu, rezultate. I don't know, n nu știu exact care-s criteriile, că n-am stat să să fac research pe tema asta, dar din ce știu de la oameni care au făcut uh, internship pe acolo, nu e atât de greu pe cum pare, dar nici simplu nu e. Adică e mult mai greu decât orice alt internship în România. Dar uh, uh, dacă te specializezi un pic pe a găsi informații pe tema asta, <laughs> o să afli exact de ce ai nevoie ca să, fac, ca să te accepte la internship. Sunt multe interviuri. Asta știu sigur. Și fiind multe interviuri, e bine să știi să vorbești engleză bine, să ai communication skills, cum ziceam, bune și să îți arăți entuziasmul cât mai mult, atât prin cunoștințele pe care le ai și prin felul cum răspunzi la întrebările tehnice, cât și prin um, disponibilitatea de a învăța și de a fi la dispoziția lor pe tot parcursul internship-ului, pentru că, în teorie, la fel ca orice internship care se respectă, ăștia de la Fang vor să angajeze, la final, dacă se poate. Așa, ea că ați mai comentat și nu mai avansăm cu evaluarea, dar uh, o să încerc să răspund mai punctual la ce ați mai scris aici. XtremePoint zice, bine, de obicei companiile ale studenții în alte nominale pentru internship, în anul 1 ar fi mai greu, anul 2 accesibil, anul 3 mai ușor. Exact. De, nu e imposibil, dar e mai greu, într-adevăr, în primul an. Uh, Blast zice, mai am o întrebare, dacă sunt începători, cum și, de, și din ce pot să învăț mai bine? Am prins ceva HTML și CSS din cursurile tale, următorul pas care ar fi? Repet, documentul ăsta. Este o variantă foarte bună sau, dacă ți se pare prea stufos, uh, poți să te duci pe Scrimba pe front and master să le dea stura bani. Și nu 15.000 de dolari sau 5.000 de dolari sau cât cer diversi, diverse personaje și diverse școli în România. Scrimba e 3 uh, 36 de lei pe lună. Front and Masters este uh, 5 ori 4 e 200 de lei pe lună. Cam asta e prețurile Așa. Uh, I got ahead of myself a bit. Ce-mi place gluma asta. E, e din gaming. Așa. Ce-ți mai scris pe chat? <laughs> Uh, Extreme Pawn. In, uh, interview fang, întrebări medium grele, lead code cu timp limitat pentru rezolvare. Da, e mult algoritmic, asta știu și Plus uh, întrebări de system design, API design, etc. Zice Extreme Pawn. Uh, Narcis Kirilov zice și eu mă gândeam la un internship la Fang la anul, dar știu că încă nu sunt la nivel în care să fac probleme hard pe Leetcode, am reușit doar să fac o problemă hard și aceea cu un edge case inspirat. Uh, băi, să știi că e un achievement destul de bun la vârsta ta, că uh, îți știu contextul din uh, cea mai ce mai văzut inclusiv pe Discord, e extraordinar că ai reușit să rezolvi măcar o problemă grea din leetcode și oricum nu neapărat leetcode e etalonul. unii mai fac și de pe hackerrank și de pe alte uh, surse din asta, dar tot algoritmică e deci e bine că știi algoritmică la nivelul ăla deja așa ați vorbit vei aici despre Feng și despre algoritmică o să sar un pic peste răspunsuri. Uh. Da, pe internship și pe și la interviu asta știu și eu. Și da, defender o să-i te dar puteți să vedeți și cu ochii liberi dacă intrați pe support.bitdefender.com Parcă așa era url uh, What? <laughs> La a cineva site-ul? Stai un pic că nu înțeleg ce se întâmplă. Ora am eu ceva prin hosts? Oh my god. Ce-au făcut mă băieți ăștia? cred că am intrat eu pe site-ul greșit. Da, am intrat eu pe site-ul greșit, îmi cer scuze. Uh, da, ăsta este site-ul. Bitdefender consumer support. Și da, este WordPress. Lucru care se vede din faptul că aici... Mă rog, dacă îi dați search după WP underscore sau WP liniuță, o să vedeți că sunt resurse încărcate din bitdefender.com slash vp slash mm. Da. Și, repet, optimizarea site-ului ăsta e a durat șase luni. Da? Deci nu e trivial. Și e destul de mărit cel site. -ul. Are câteva mii de pagini de articole. <coughs> ca să nu mai vorbim de by 2 libertatea.ro care este tot WordPress. Și uh, la care am lucrat acum mai mult timp. Uh, problema, adică aici problema nu era cât de optimizat sau neoptimizat era WordPress-ul, uh, pentru că am reușit să-l optimizăm foarte, foarte bine. Problema era că aveam reclame și asta distrugea orice efort de a optimiza site-ul în orice fel, pentru că exploda numărul de resurse încărcate, exploda uh, timpul de încărcare, aveam third-party scripts peste third-party scripts peste third-party scripts, aveam, deci la un moment dat, recordul pe o pagină era vreo 20 de mega de scripturi. Imaginați-vă ce înseamnă, câte, câte reclame erau acolo. E absolut incredibil. Și, mă rog, m-am luptat cu mările de vând, după aia am plecat de la Ringhe, care, are, care e grupul care are uh, site-ul Libertatea. Și asta e tot WordPress, asta vreau să vă zic. Și, și asta a durat. Deci, optimizarea lui Ovorol, cred că a durat vreo 9 luni. Și asta are zeci de mii de articole. Mă rog, nu, 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 nu că asta ar fi aspectul relevant. Adică numărul de pagini nu e neapărat atât de relevant în contextul optimizării, dar, în fine, contribuie și asta. De asta depinde cât de repede merge server. Așa, revenind la ce ați mai scris în chat, repede, ca să trecem din nou la evaluare. Uh, la Distraf Crăciun, plugin-urile nu prea dau efecte pentru optimizarea WordPress-ului sfaturi de învățat la Ravel, mersi mult de răspuns. Laravel este foarte bun, recomand, și noi pe, uh, pe Tools am folosit recent uh, altceva. De fapt, e un modul sau în fine, e un. Uh, e un CMS scris în Laravel, care se, se numește Statemic pentru blog. Am relansat blogul recent. Și este foarte mișto uh, și documentația și felul cum scrii cod în static și așa mai departe. Îl recomand călduros. Dacă știi PHP și vrei un blog, recomand călduros Statemic. V-am dat și link în chat. Uh, poți să-l folosești free cât timp îl dezvolți și când îl pui în producție te costă doar 259 dolari forever. Adică plătești 259 dolari pe site. Ai un site cu statamic, plătești 259 de dolari și ai scăpat. E... Nu ai preț recurent, e per project. Și mă rog, dacă vrei update uri la uh, ce conține CMS-ul, te costă 59 de dolari după aia, pe an. Dar uh, nu e MOSE. Adică e indicat, dar nu e MOSE. În fine, e. Chiar a fost o revelație revela ce mi -a -a E unul din cele mai bune. Doar că, nu, no, nu e pentru toată lumea. Așa. Florescu îl întreabă, pot aplica la internship chiar dacă cer oamenii, oameni care sunt în facultate sau care au studii în domeniu? Da, poți să aplici pentru că targetul companiilor care au internship-uri este să iau oameni entuziasmați care, pe care să i modeleze cum vor ei și să i ducă în direcția în care au ei nevoie să se dezvolte. Dacă te încadrezi în, în categoria asta, nu trebuie să fie student neapărat ca să poți să aplici la internship și să te accepte. Mm. Uh, și mă rog, zice extrem că uh, noi, avem, noi nu avem cerința, spre exemplu, când am avut anunțul de internship să fie neapărat student, deși recunosc că cineva avea doar o facultate bună, avea șanse mai mari să treacă de interviu tehnic. Am, am avut și candidați care terminaseră să medicina, spre exemplu. Da. Robert, mersi de înțelegere și da, o să existe și teme și exerciții. O să încerc să gândesc un sistem mai complex de, de teme pe care să le automoderăm. Adică să... În momentul în care se strâng în YouTube comentarii cu linkuri către report de GitHub, să activăm comunitatea, ca să zic așa, și să încercăm să moderăm, de fapt să moderăm, să evoluăm temele alea pe Discord sau direct pe YouTube, vedem. Încă n-am gândit sistemul până la capăt. Așa. Uh, am văzut că ați vorbit și despre cerința de algoritmică la interviu. Nu toate companiile o au. La Pentestools, spre exemplu, nu trebuie să știi algoritmică neapărat ca să faci front-end development. E util, dar uh, cu siguranță am acceptat și oameni la interviu care nu aveau o bază tehnologică fantastică în schimb aveau deschidere foarte mare să învețe și aveau uh, atitudine bună și aveau uh, un portofoliu care demonstra faptul că e interesa, cum zicem așa Cristian Mihai, sau e motivul pentru care site-urile de știri au câte o pagină nouă pentru fiecare poză uploadată? Nu. Reclamele. E o tâmpenie, știu. Dar gândește că fiecare page view, deci fiecare poză uploadată, reprezintă câte o oportunitate să livrezi altă reclamă. Ăluia care n-are blocker. Cine nu mai are adblocker în ziua de azi? Mă deci, uh, cam asta e contextul. Și de asta există pattern-ul ăsta, anti pattern ăsta, de fapt, aș zice. <coughs> uh, și apropo de ce zice Florescul, da, uh, nu, nu, trebuie să neapărat să aplici, să te potrivești perfect cu cerința din job description, pentru că multe job description-uri sunt scrise bulk și sunt scrise pe maximul posibil pe care și-l doresc uh, angajatorii de la cei care aplică dar nu tot timpul găsești așa ceva și atâta timp cât repeta atitudinea bună portofoliu bun etc. Uh, you can get away with a lot of things bun revenind închid astea și revenim la evaluarea tehnică. Deci Alex uh, Alex Becker html-ul nu este valid dar nu ai foarte multe probleme, which is ceea ce e perfect. Adică îți ia foarte puțin timp să rezolvi problemele astea, sunt niște sârcuri bușite, heading-uri goale, uh, ID-uri duplicate, uh, type egal telefon în loc de tel, chestii de astea minore. Deci pe astea poți să le rezolv foarte ușor și am senzația că toate, toate paginile uh, site-ului sunt similar ca impact apropo de validarea html -ului. Ce mă intrigă un pic și o să vedem și în el o leaptul sigur este faptul că ai încărcat astea două familii de fonturi cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wait și variante. De respectiv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deci tu ai încărcat 20 de fonturi diferite, ce obțin dacă nu sunt variable fonts, deci pop de 10 ori și play display de 10 ori. Nu e ok. Te gândești exact ce folosești. Dacă folosești pop de 300, și normal și italic, îl iei doar pe asta, doar peste două. Dacă folosești și bold, iei și 660 uh, și, și atât. Restul dispar. La fel și la Play for Display, 400 400 și probabil 700 700 sti. sau dacă folosești black-ul 900, 900 sti. Deci alegeți uh, grosimile de fonturi pe care le folosești și atât. Dacă nu folosești italic, nici, nu, nici, măcar nu încărca italicul. Asta cu i la final. Nu știu dacă se vede. Deci, astea 10 variante și astea 10 variante trebuie neapărat să dispară. A avea un design făcut în Figma, spre exemplu, înainte să te apuci de layout în HTML și CSS, te ajută mult. Pentru că în Figma poți să faci inventarul fonturilor pe care le folosești și a mărimilor de fonturi și a proprietăților în general de fonturi pe care le folosești. Poți să standardizezi lucrurile astea, poți să faci un design system și asta ajută să uh, fii mai organizat și în felul în, felul în care îmi scrie CSS ulterior. Doar că am senzația că uh, treaba asta s-ar putea să țină și de bootstrap. Deși s-ar, nu, nu, never mind, nu, are sens ce am zis. Așa, revenind la Yellow Lab Tools, 5 mega, Pentru că ai o poză care e o deci puncte bonus că e WP, dar are 3 mega în această poză. Și rezoluție substanțială. Uh, 1600 de pixele lățime maxim, maxim. Ar trebui să aibă. Bun. În rest, datorită boot, bootstrap ai problemele astea cu rules count 7000 de... Deci ai 7000 de declarații de CSS în uh, fișierele tale, 217 culori, 49 de selectori complexi, 14 culori similare, 21 de breakpointuri, uri oh my God. Da. Și 120 de declarații de media queries care nu sunt mobile first. Adică cu minuit. Asta este un alt set de probleme. 1324 de import, importanturi și în CSS, prefixe vechi, Na, bootstrap, n-ai ce faci, din păcate. 12 web fonts, cum ziceam. Și pe lângă alea 10, de fapt, erau 20. Nu știu de ce încarcă doar 12, probabil, pentru că unele se colapsează unele în alte. Adică, din fonturile pe care le-am văzut mai devreme, e posibil ca unele să fie în același fișier. Și tu să le încași dintr-un singur fișier 3 variante sau 5 variante sau whatever. Dar ai și icon, icon fonts, Da. Deci cu siguranță merită îmbunătățită chestia asta. Uh, probleme de contrast, multe, încă te văd, și probleme de accesibilitate, n-ai label la formuri, n-ai alturi la imagini, uh, ai label goale, ai heading-uri goale, da, și ai multe probleme de contrast. Bun. Nice structured data. Lighthouse e decent, considering. Uh, vede probleme cu poze. Ce să a folosit, cum era și de așteptat. Tot bootstrap-ului. Webfonturi uh, web fonturi încărcate greșit. Width și height care lipsește pe imagini și de care trebuie să, pe care trebuie să-l pui neapărat. Uh, Cash policy bușit, nu știu ce host ai ca să îți spun cum ar trebui să configurezi chestia asta. Uh, imagini foarte mari, nu mai zis. Și toate astea contribuie la scorul de 72 la performanță. Și de accesibilitate am mai discutată din Și asta vede și erori de consol Bun. Deci overall e un început foarte bun și îmi place foarte mult nivel de detalii pe, de pe site-ul tău și îmi place felul cum ai structura conținutul și faptul că e mult conținut și că am o, o imagine foarte clară despre tine și despre personalitatea și interesele tale din site-ul ăsta, dar mai are nevoie de un pic de cizelare ca să fie mai bun și să ți dea șanse maxime de angajare. Și pot să spun că dacă aș căuta oameni de front-end și dacă ai rezolvat problemele de care ți-am zis mai devreme cu site-ul, și nu numai, adică n-am stat să iau la, la mână toate astea din portofoliu, dar și pe proiectele principale din portofoliu ar trebui să rezolvi problemele, aceleași probleme, ești un candidat foarte atrăgător la nivel de... Cât de angajabil ești pentru cineva care caută front-end developer și pentru internship, dacă cred că și pentru poziție de junior. Numai că uh, în postura de junior uh, îți trebuie mai multă siguranță și uh, trebuie să renunți la. Adică uh, trebuie să rezolvi problemele de care ți-am zis și să pui altfel problemul. Nu știu, portofoliu în sine n-am stat să-l evaluez, deși cred că asta ar fi, aș fi putut să fac uh, un pic mai mult. Hai să ne uităm la două proiecte rapid. Deci, asta e un booking project pentru un hotel. Memory game. O să le iau pe astea care sună mai complex. Astea sunt site-uri de Wix. Asta nu, nu prea au ce căuta aici, sincer. Hai să vedem. Deci, la capitolul portofoliu. Uh, e, e mișto că ai video. Aș fi vrut să văd live proiectul undeva. Chiar dacă nu îl folosește clientul, măcar să, să dau click prin site și să văd cum funcționează. Dacă ai un hosting, cred că e păcat să nu o hostezi. Aici văd că ai live preview. <coughs> scuzați uh, n-am știut cum să închid partea audio și nu înțeleg de ce ai audio separat de video apropo uh. Am înțeles, deci tu practic ai făcut un soi de... tool de filtrare. Mă rog, dacă ar și merge. Da, nu prea funcționează filtra, filtrele astea. Um, a, văd că ai queries aici. Da, bai way, astea ar trebui să fie denumite... Mai verbos. Query 1 nu îmi spune nimic. Doar BMW-urile în ordinea prețurilor lor. Um, ok, și asta este query. -ul. Înțeleg ce vrei să faci, dar. nu e foarte prietenoasă prezentare. Plus că începe iar partea audio și mă enervează. Așa, uh, memory game, să vedem rapid. Bă, așa. Nu înțelegem ce se întâmplă. <laughs> Și uite, ai un bug aici, ne? Da, nu funcționează chiar cum trebuie. Uh... Dar, în fine, îmi place că ai adăugat genul ăsta de navigare Între proiectele tale și către site-ul tău principal Așa Uite, designul ăsta arată foarte curat dacă e făcut de tine. Nu-mi place logo ul e un pic sketchy partea asta de aici. La rezolții mici -o să, Adică liniile astea foarte subțiri o să dispară cu totul și nu o să se mai înțeleagă ce e chestia asta. Că e un controller. Eu aș face controllerul plin. Cumva. Deci, la capitolul HTML CSS, dacă bănesc asta e o chestie statică, Uh, site-ul ăsta arată mult mai bine decât site-ul tău. <laughs> uh, nu știu dacă ai făcut design-ul, dar e, e mișto. E curat. E exact ce trebuie. Da. Bun. Deci, uh, e un început foarte promițător. Îmi place, cum ziceam, conținutul. Mai lucrează un pic la proiectele din portofoliu. Fă unul mai substanțial, eventual deplează-l pe undeva și mai fă o nu la fel de complex cum pare să fie ăsta din video. E ca un sistem de booking integral la care îmi imaginez că ați lucrat trei oameni, dar cred că poți să găsești ceva similar pe care să-l faci doar tu, pe care ajută. Și apoi șansele de angajare sunt destul de mari. Uh, ziceam că mă și pe CV, rap, rapid. <coughs> Vizual vorbind e foarte mișto uh, prezentarea, adică e unică, ceea ce ajută. Uh, bine, pe unii s-ar putea să enerveze, dar mie îmi place când cineva își dă interesul să facă ceva complet unic, nou, etc. Îmi place mult că ai și link-uri către fiecare din uh, proiectele astea și din certificări și așa mai departe. Uh, de fapt, din certificări văd. Dar nu înțeleg de ce două variante, dark și light. Cred că ar trebui să renunț la asta de jos, să-l lași să să doar pe asta. Adică asta este noise momentan. E bine că ai link-ul aici către portofoliu. E clar că ai lucrat în QA. Ce lipsește din CV-ul ăsta este o declarație de intenție. Ce job vrei exact? Ce, ce, job îți dorești? Care este jobul tău ideal? De ce ai CV-ul ăsta? Unde vrei să aplici? Știi? Genul ăsta de lucru, pe că lipsește. Și cred că ai putea să pui și în LinkedIn treaba asta. LinkedIn, pe LinkedIn nu m-am uitat încă. Așa. Test Engineer, FRONT END Developer, Game Developer. Ok. Uh, e, e în regulă că ai mai multe interese și mai multe direcții, dar cred că ar trebui să o marchezi pe aia principal. Uh, și eventual să transform treaba asta în uh, Aiming to become front, a front end Developer. Nu știu, am experiență cu with being a test engineer în game develop. Nu știu, ceva în, în zona asta. Um, mă rog, ai niște activitate aici. N-ai un, un featured, un, un, o zonă de featured unde poți să pui portofoliu. Și asta e o oportunitate ratată, clar. Cum am eu aici? Asta de featured. Unde am, mă rog, linkuri către videuri. Dar uh, tu poți să spui linkuri către proiectele tale sau către portofoliu și către proiectele tale. <coughs> ok. Bun, dar din nou, ce job îți dorești? Make up your mind. <laughs> E, e ok partea asta, dar după ce, ce uh, faci un statement în care zici care este direcția carierii tale, imediată. Deci unde vrei să te concentrezi în momentul ăsta. <coughs> Și eventual în momentul în care aplici la joburi din zona aia să o highlightezi highlight cumva. Uh, genul ăsta de intenție. În rest, good job! Uh, mai ai un pic de lucru, dar ești pe drumul cel bun, cu siguranță. Așa. Înainte să ne uităm la site-ul lui Gabriel, mă mai uit un pic prin chat. Așa. LAG, unde găsim acele tool -uri. Aici. Salutare, Tică! Mă bucur să te văd în live. Așa, unde rămasesem cu chatul? Flore... Fortnite zice către Florescul, până la urmă, dacă nu te încadrezi, ce se poate face? Nu ai nimic de pierdut, eventual tipul cât ai stat să aplici. Da, corect. Uh, știu ce zici Forge, inițial am mai aplicat, dar doar că mă descurajez repede când văd că la 80% din joburile postate au facultate în domeniu. Sincer, facultatea e complet irrelevantă, sincer, sincer, îți, îți spun 100% că sunt puține joburi unde chiar contează să ai uh, o facultate în general și genul de facultate pe care o vori. Trust me, e, e mult mai important ce știi să faci și cum demonstrezi ce știi să faci. Așa. Uh. Madalina Munteanu, devenim angajabil doar cu un curs de front-end? Nu. Doar cu un curs, nu. Doar cu toate cursurile din primele câteva pagini din documentul ăsta pe care îl tot trimit? Poate ai nevoie de niște luni de zile în care să stai și să-ți uh, dai interesul să înveți cât mai multe și să înveți mai multe puncte de vedere adică nu e suficient să faci un curs de HTML un curs de CSS și un curs de JavaScript trebuie să faci, nu știu, trei cursuri de HTML două de CSS, patru de JavaScript pentru că înveți lucruri diferite în feluri diferite din fiecare din cursurile astea și lucrul ăsta îți dă flexibilitatea să te descurci în mai multe contexte și șansa să faci mai multe tipuri de proiecte în timpul cursurilor respective și după aia și să ai flerul necesar să uh, îți dezvolți propriile proiecte unice uh, bazându-te pe, pe ce proiecte ai făcut deja. Deci uite, cam până aici, cam până aici, deci până la pagina, cât suntem aici? 7? Ai nu 7, până la pagina 5. Deci dacă faci tot până la pagina 5, ai șanse mari de angajare. Ca junior. Cam așa a fost gândit inițial documentul ăsta. Ca o bază de resurse pentru oamenii care vor să se angajeze. Așa. Uh, Cristian Ungureanu, dacă nu vei mai avea timp să iei linkuri de pe Discord, când vei mai face live? Duminica viitoare. nu mă supăr, Tică. Normal că nu mă supăr. Tică zice dacă... Apropo de angajări la compania la care lucrez, sunt câteva poziții de JavaScript React, Vanilla, Med, Senior, salarii peste media pieții. Recomand compania la care lucrez, Tică. E interesant, cel puțin. Madelina Madalina Muntanu, un curs de un an. Ok, dacă te referi la cursuri fizice sau în fine, în contexte în care ai un mentor și așa mai departe, nu pot să spun sigur dacă devii sau nu angajabil. Adică sunt puține cursuri în România care chiar te învață lucrurile esențiale, și oricum va trebui să suplimentezi cu uh, <coughs> lucruri, cu, cursuri gratuite uh, și chestii on the side și uh, proiecte personale și așa mai departe. Trebuie să faci un portofoliu. Deci nu funcționează doar cu cursuri, de obicei. Într-adevăr, în timpul unui curs bine făcut, în teorie ar trebui să-ți construiești portofoliu. Uh, dar sunt, repet, puține care pun accent pe chestia asta și care și livrează uh, și informație, dar și uh, proiecte mișto în timpul cursului. Majoritatea sunt de-astea cookie cutter, cum zic americanii. adică sunt standard pentru toată lumea, toată lumea face același proiecte și nimeni nu deviază de la uh, rețeta succesului, ceea ce e greșit, pentru că un, un angajator când vede de 10 ori același proiect știe clar ce curs ai făcut, cu cine uh, și dacă ai și greșit prin el eventual, uh, pentru că... na. Dacă te uiți la sute de uh, portofolii, prinzi lucrurile astea destul de ușor. Și de-aia e important să ai, repet, profil în, în, în portofoliu tu să ai uh, proiecte originale. Proiecte care, pe care le găsește un uh, potențial angajator numai latin și care știe sigur că sunt ale tale și despre care eventual te și întreabă la interviu tehnic. E combinație perfectă. Uh, Edi Valentin Dumitrache, întrebare, cum sunt făcut acele particule? E un JavaScript amărât. Asta. Și e un uh, plugin găsit în tema mea de WordPress, pe care a făcut-o bai doi Bogdan Nistor, uh, cu care am un interviu în podcastul secretele Specialiștilor, cred că e chiar al doilea podcast pe care l-am făcut. Uh, i-am uh, a fost interesant, că i-am cumpărat tema Uh, pe vremea când am vrut să fac site-ul repede să nu am problema cu, uh, adică să n-am genul ăsta de probleme, pur și simplu să livrez conținut și atât. Și am intrat pe uh, nu mai știu pe ce site, pe Forest parcă, am găsit o temă care îmi place și care bifa toate lucrurile care mă interesează am cumpărat-o și după aia am aflat că e a lui. A fost interesant. Așa uh. Câte linkuri mai mai salvate să știu dacă are rost să aștept în cascături și pe discord sau mă culc. Păi hai să vedem mai am așa Gabriel Petre pe care m-am mai uitat cred în trecut pe site-ul ăsta cel puțin așa țin minte mai am două proiecte în codepen pe care nu prea pot să le vă decât așa razant deci aici ar trebui să dureze puțin. Mai am site-ul ăsta lui Narcis Kirilov care e un proiect destul de îndrăzneț și foarte mișto. Mai am uh, uh, desktop ăsta de Mac interesant făcut de Laurenciu. Sivio <coughs> uh, CV-ul ăsta lui Dan Ștefan Florescu și profilul de LinkedIn. Și cred că un moment, Astea sunt ultimele. Sau, de fapt, ar, da, o să le păstrez pe final. Pe asta cred că m-am mai uitat și în trecut și nu le-am bifat. O să le las la final de tot. Da, și nu cred că mai am timp de altele, îmi pare rând. Adică <laughs> sunt destule. O să stăm încă vreo oră pe ele ca să le, le finalizăm. Deci, uh, uh, Cristian, culcă-te liniștit. <laughs> Live-ul urmează să fie disponibil oricum pe canal, nu le șterg așa cum știți și săptămâna viitoare evaluăm și linkurile pe care le-ați mai pus între timp. Așa. Uh, al Free Code Camp. Ce cu Free Code Camp? Și Mihai Laurențiu, pe mine mă descurajez un pic că devine suprasaturată zona entry-level. Îmi fac griji degeaba, are cei sine mai lipsa. Să știi că uh, e, o, e și o problemă și o oportunitate treaba asta, ca aproape orice altceva în viață. Într-adevăr, sunt mulți oameni la început de drum care își caută un job în domeniu. Dar uh, cu cât ieși în evidență mai mult, având un portofoliu mișto, o atitudine bună, tot ce am zis până acum, că ai nevoie ca să devii angajabil, cu atât te diferențiezi de masă și cu atât îți crești șansele de angajare. Sincer vorbind, cea mai rapidă modalitate de a te angaja undeva nu este neapărat să aplici la joburile de pe LinkedIn, e-jobs și așa mai departe, ci să ai o cunoștință acolo. Dar a doua cea mai rapidă modalitate de a te angaja este, adică să te recomande cineva, asta e primul. A doua e să aplici la joburi, dar să aplici cu cap. Cum ziceam, să ai un portofoliu mișto, să ai un profil de LinkedIn făcut ca lumea, să uh, pui lucrurile în context și în valoare uh, așa cum trebuie. Să-ți pui munca uh, foarte accesibilă și vizibilă pe primul plan și în profil și în CV și peste tot. Uh, și asta e, e, cred că e de ajuns, adică cred că te, te aduce în postura să uh, ieși în evidență față de alți oameni care aplică. Și deci îți, îți dă șanse maxima de angajare Și zic asta pentru că, uh, deși fac YouTube-ul ăsta de 2 ani și ceva, încă am văzut sute, sute de CV-uri și de aplică, aplicări în general Deși am scris foarte clar în anunțul de angajare, vrem link-uri către portofoliu. Da? Sunt sute de oameni care au aplicat și n-au pus niciun link. Și am avut două variante. Ori pe care erau foarte promițători din alte puncte de vedere, dar n-aveau link, le-am trimis un mail să întreb de ce proiecte au făcut până acum, dacă au măcar un GitHub, ceva, să văd ceva de la ei făcut din mâna lor. Dar au fost puțini, au fost până în 10. Și pe restul i-am ignorat. Adică n-am cum, dacă aplică 150 de oameni, 200 de oameni la un job, 150 aia care nu dau niciun link către niciun portofoliu, vor fi ignorați. Și asta e oportunitatea voastră să ieșiți în evidență. Voi, oamenii care sunteți acum în live-ul ăsta și care vă uitați la mine de 2 ani și ceva, dacă puneți link către portofoliu deja e un avantaj competitiv major pe care l-au foarte puțini încă aplicanți, chiar dacă se supra-saturează piața deci de asta ziceam că e și o oportunitate da, e încep, încep să devină cum să zic job entry-level de obicei au mulți aplicanți și e normal să fie așa într-o piață sănătoasă pentru că sunt mulți oameni la început de drum și uh, în continuare lipsă de oameni la nivelurile de experiență superioare, adică mid level chiar și junior. Deci entry level sunt uh, există supra-saturație, junior e așa și așa, mid level deja sunt uh, se caută mulți oameni și nu se găsesc. Adică sunt multe joburi care rămân neocupate. Și de la senior în sus E dezastru în sensul că sunt puțini oameni care se încadrează cu adevărat în niște cerințe serioase pentru uh, genul ăla de, adică pentru nivelul ăla de experiență și uh, cred că 50% din joburi rămân fără oameni în IT uh, pe nivelul ăla de experiență. Evident, până ajunge acolo durează, dar uh, dacă îți joci cărțile bine și ai răbdare și îți faci un portofoliu mișto și chiar te interesează domeniul, n-ai cum să nu reușești eventually. Deci eu vă țin pomni și sunt absolut convins că o să reușiți dacă insistați. Uite cum zice și Extreme Pon, la 2-3 ani experiență deja sunt foarte puțini candidați. Așa, Uite, și la ExtremePon, la companie, sunt poziții disponibile de java.net, React, Angular, iOS, Mid Senior, salarii peste medie. Așa, Alexandru Ștefan, salut! Virul pentru portofoliu, un avantaj ar fi să avem site-ul nostru personal sau putem să-l facem pe hero cu GitHub. Uh, site-ul personal este un uh, bonus care adaugă un pic de flair și personalitatea aplicării. Nu e musai. Poți să ai proiecte mișto puse pur și simplu cu linkuri directe în LinkedIn, în CV și în GitHub. Dar să fie deployate, atenție. Deci nu doar sursele puse în GitHub și atât. Să fie funcționale, chiar să fie rezultatul final pus acolo, neapărat. Și Tică zice și pentru junior piața are cerere mai mare decât este ofertă. Încă. Da, e un pic mai bine la junior decât mai sus, cu siguranță. Și da, nu trebuie domeniul neapărat, dacă la asta te referi. Cum zice și că nu contează dacă e gigel.ro sau gigel.heroco.ro. Lătii <laughs> îi place să dea exemple cu gigel. ASDF întreabă perioada de probă se pune în practică indiferent de senioritate sau doar uh, jun juniorilor? Este o perioadă prevăzută în lege maximă sau fiecare companie decide? Nu. Perioada de probă este de 3 luni indiferent de senioritate. Atât. Deci timp de 3 luni, oricare din, oricare parte din convenția asta de angajare, adică și omul care este angajat și compania care angajează, poate să renunță la colaborare oricând, fără explicații. Primele 3 luni după care se trece de perioada de probă și devine o relație contractuală prin contract individual de muncă, care este protejat prin lege, deci angajatul este protejat prin lege din punctul ăla încolo și angajatorul are niște obligații, la fel cum și angajatorul are niște obligații și trebuie să se țină amândoi de acele obligații. Deci e standard și nu ține de senioritate. Nu, scuzați, un pic fac un pic de stretching, că am morțit un pic. Așa. Și beau și un pic de apă. Bun. Revenind la evoluarea de site-uri. Dragă Gabriel, de ce le vitezi în zona asta colorată? Cel mai probabil rezoluția mea este mai mare decât intenționai tu să faci design-ul. A, ba nu. E intenționat. Deși, uite, vezi, ai un cut aici. Aici arată mult mai bine și aici deja este... e tăiată bucata asta. Mă rog, nu e o problemă, adică e, o, e un accent vizual care nu mă deranjează că e tăiat neapărat, doar că mi se părea ciudat că era acolo în aer, levitai, cum ziceam. Aici e, contextul e mai bun, se vede că na, ești într-un... în ceva contigu, ca să folosesc un cuvânt pe care sigur nu l-ați mai auzit de mult de la... de la geometrie în spațiu sau ceva. Uh. Și nu înțeleg de ce apar de două ori. Eu aici aș pune altceva, nu știu. Sau, în fine. O singură poză cu tine cred că e de ajuns. Asta vreau să zic. Așa. Revenind din nou sus. Îmi place cromatica, mi se pare interesantă și îndrăzneață. Nu știu cât de mult contrast e în unele bucăți din gradient gradientul ăsta, dar overall e, e mișto. Văd că ai link către GitHub și... Uh, opa, am găsit un bug. Aici trebuia să fie link către Discord, corect? Și e tot către GitHub. Deci ai două linkuri către GitHub și unul către LinkedIn. Așa. este foarte ok. <coughs> uh, skills ăsta e un pic cam pierdut așa în spațiu. Dar în fine, o să zicem că se aliniază cu Projects de mai jos. Eu l-aș alinia și cu logo Adică aș da Petre Gabriel mai la nivelul ăsta. Și aș pune linkurile de aici eventual în dreapta. Uh, aliniate tot așa la fel ca skills. Și aici uh, distanța, și chiar dacă se vede cam greu, probabil. Dar distanța între uh, marginea asta și verticala unde e skills ar trebui să nu existe. Ar trebui să aliniez totul pe aceeași verticală. Ca să arate un pic mai ordonat. Ca aici e, e, un pic de... Adică mă genează, mă deranjează un pic la... Îmi, îmi jenează OCD-ul, să zicem așa. Așa. Uh, în projects ai niște proiecte Problema este că ai link doar aici. Eu aș pune link pe toată poza asta și chiar și pe titlu, nu doar pe privi Project. Ce se întâmplă dacă dau click? Se deschide tab nou, which is good. Um, N-aș pune proiecte vechi decât dacă sunt foarte bune. Adică ăsta nu știu dacă se încadrează în portofoliu cu adevărat. Deși, mă rog, le-aș lăsa, dar le-aș pune la final de tot sau nu știu. Nu le-aș pune niciun caz pentru primele. Uh, aș pune ceva mai spectaculos. Prin primele trei proiecte trebuie să iasă în evidență cu adevărat. Trebuie să fie ceva mișto. Uh, să zicem că planul asta de Google are potențial, dar nu știu dacă aș pune pe asta prima. Dintre toate proiectele tale... Ia să vedem asta ce... A, ah, nu m-am uitat, cred pe el. Nu știu. Sunt un pic naive așa proiectele, adică îți lipsește ceva mai, cu greutate, mai substanțial. Deci dacă vrei să lași uh, site-urile tale vechi de prezentare, le-aș pune ultimele. Deși, mă rog, poate nu le-aș pune cu aceeași... De fapt, mă fiu. Las le ultimele. Și îți niște proiecte mai, mai solide, mai complexe, mai. știi, mai. să aibă cap și coadă, să fie ceva. să fie un site complet, hai să zicem, să pornim de la punctul ăsta. Adică îți lipsește un proiect care se uh, semene cu un site complet sau chiar să fie un site complet și uh, chestiile astea nu compensează. Sunt cam micuțe pentru. adică sunt interesante faptul că ai făcut, mă rog, clonă de Wikipedia și un control panel și așa mai departe, dar uh, lipsește ceva mai, mai solid în portofoliu. În rest, prezentarea și designul sunt foarte ok. Chiar uh, ți-au ieșit de data asta. Știu că ți-am evoluat și variantele anterioare și a evoluat uh, mult în zona asta. Hai să vedem dacă te-ai ținut și de optimizări. Am citit în chat, îmi cer scuze. Am citit apropo de... Apropo de... Apropo de două poze, poză față verso Asta ar trebui să fie poza de la spate, dar cu capul, ca să fie față verso Uh, apropo de link către Discord Da, uh, dar dacă scoate link către Discord Să scoate și iconița Nu doar URL-ul uh, Florin Poruț zice Conform codului muncii apropo de perioada de probă 90 de zile pentru poziție de execuție Și 120 de zile pentru funcție de conducere Corect, dar să știi că S-ar putea să se aplice, da, cred că se aplică totuși la... Acum mă gândeam dacă, apropo de distinția asta între execuție versus, versus conducere. Um, și la uh, preaviz e, există o diferență. Știu că sunt 20 de zile lucrătoare la preavizul de execuție și 60 de zile lucrătoare la preavizul de... Uh, conducere. Parcă nu mai țin minte. Mă rog. N-ar legătură cu subiectul. Așa, ASDF, întreb din motivul următor, mă gândesc că tactica de negociere să cer un salariu mai mic în primele trei luni, dar dacă compania decide că sunt o să primesc o mărire. Uh, să știi că se practică și, și noi am practicat-o la Pentestool și merge destul de bine, zic eu. Iar 2500 în primele trei luni e foarte puțin. Ești sigur că supraviețuiești cu banii Și după aia 3500 tot, tot mi se pare foarte puțin. Dar în fine, pentru internship sau pentru entry level, pentru primul tău job, nu știu. Depinde în ce oraș ești, depinde de multe lucruri. Uh, Tică zice în general nu recomanda asta doar dacă ești foarte junior, al, al, altfel mai greu negociezi salariul după ce te angajezi. Ceea ce da. Și extrem Pond zice la fel o tactică neinspirată compania tăia tocmai pentru că oferă valoare. Noi am practicat tactica asta în momentul în care uh, cel care aplică își dorea un salariu peste bugetul nostru. Și am zis ok, nu avem buget așa mare dar te vrem, primele trei luni îți dăm cât avem bugetul maxim, după care, dacă e tot ok, vei ajunge cu salariul la cât îți doreai Și au fost. Adică... Nu. Ar trebui să întreb și colegii care au trecut prin asta, dar eu cred că s-a întâmplat bine ce s-a întâmplat. <coughs> Da, în fine, ce zice Extreme Point are sens să nu pornești de la principiu că nu oferă valoare. Um... Dacă ești junior, zice că merită să te sacrifici un an, un șase luni să prinzi experiență. <laughs> Și mă rog, a intra pe Glassdoor sau unde lucrăm e o tactică bună ca să vezi ce salarii se oferă în general. Monster B zice salut dacă am un container 100VH și intru pe mobilie nu o să iau 100VH față de view-ul inițial cu meniul browserului cum fac să fie responsive? nu înțeleg de ce nu iau 100VH ar trebui să adică trebuie să scazi din 100VH meniul dacă vrei ca tot ce e sub meniu să aibă restul nu? să faci un calc 100VH minus înălțimea meniului pe care probabil poți să o calculezi ușor în RAM sau în pixel. <coughs> LAG Team Leader e, o, e funcție de conducere? Uh, depinde, de obicei da, dar în anumite, în anumite companii nu e neapărat încadrată corect. Uh, Tică zice team lead, cred că e, e funcție de execuție. Repet, depinde de companie și de în felul cum e încadrată. De obicei când ești team lead, ești în continuare executant în raționamentul ăsta al clasificării muncii, doar că ai mici responsabilități de HR și mari responsabilități de coordonare tehnică și de... în fine bună de atmosferă bună hai să zicem în echipa pe care o conduci dar nu știu depinde LAG întreabă dacă cineva are proiecte super bazate nu se poate pune ca experiență Păi nu, le pui în portofoliu și e suficient Experiența, deci o, în momentul în care cineva dobândește experiență câțiva ani în domeniu, portofoliul devine unul mai puțin relevant în momentul în care angajezi, te angajezi. Adică tu, dacă ai 5 ani experiență, poți să -și, nici n-ai portofoliu uneori sau, în fine, poți să ai un portofoliu învechit, nu se supără nimeni, atât timp cât ai ani de experiență și în momentul în care dai interviu tehnic, îi și dovedești. Um, Până la urmă, portofoliu este un proxy de experiență. Adică e un uh, substitut de experiență. Hai să folosesc un cuvânt în română. Play on mob. Salut, ai lucrat vreodată la ore și dacă da, cum funcționează de știi câte ore ai lucrat tu fiind remote. Da, am făcut și proiecte cu plata pe oră, în care am cerut foarte mulți bani și uh, am s a mers pe încredere. Uh, nu prea am acceptat din principiu, nu neapărat că nu aș putea să fac asta, dar n-am acceptat din principiu, genul de colaborare în care uh, există tracking live cu număr de ore lucrate, cu pontaj cu mă. Rog, în general, pe încredere, lucrurile sunt, adică problema se pune altfel. Și dacă n-ai încredere, atunci de ce, de ce, mai colaborezi cu persoana respectivă? Ce puțin de la un nivel în sus. Uh, bun. Adică zice ca să treci peste juniorat trebuie să ai și lucruri în echipă. Nu aș considera peste mid nici pe cineva care, are, care este freelancer de câțiva ani buni. Ceea ce, da, e valid. Gaming cu porția, care e diferența dintre VH și alte unități de măsură? VH este viewport height, un VH și 1% din înălțimea viewportului, adică a ecranului, cumva. E o înălțime relativă la ecran. Alte, înălțimi, alte alte dimensiuni sunt... De fapt, e o dimensiune relativă la înălțimea ecranului. Asta vreau să zic. Alte dimensiuni sunt fixe, cum e pixelul sau punctul, pt. Alte dimensiuni sunt relative la typeface, deci la font, cum e ch. Alte dimensiuni sunt relative la... Mărimea în pixeli a fontului definită pe rută element, adică pe HTML sau pe body, cum este REM. Alte uh, dimensiuni sunt relative la mărimea fontului definită pe părintele elementului curent, adică M. Etc. Mai sunt procente care sunt relative la uh, lățimea sau înălțimea sau, în fine, dimensiunea uh, respectivă. Uh, a părintelui și așa mai departe. Adică fiecare e util în anumite circunstanțe. Eu de, de cele mai multe ori folosesc REM aproape peste tot și unde e cazul, procente, VH, VW, etc. Și uite, a dat tică un link cu unități din CSS. Tică poate să pună linkuri pentru că este moderator. Așa David salutare de unde învăț și eu algoritm cum fac să-i învăț nu vreau să-i tocesc e o întrebare bună sunt mulți care uh, se lovesc de probleme cu algoritmii și cu algoritmica în general din păcate uh, singurul mod pe care îl știu eu uh, din care adică în care pot să înveți algoritmică mișto este să faci să te uiți la CS50 adică la cursul de la Harvard de la gratuit să faci un, o facultate în domeniu, să citești niște cărți în domeniu care îți explică foarte în detaliu logica din spatele fiecărui algoritm în parte, sau să dai peste un curs structurat ca lumea sau să le combin peste pe toate. Adică e mult mai puțin intuitiv să înveți algoritmică decât să înveți alte lucruri. Pentru că ai nevoie de un gen de gândire pe care trebuie să o antrenezi. Nu tot timpul genul ăsta de gândire este nativă pentru oameni în general. Și de asta uh, e nevoie de un pic mai mult efort ca să înveți algoritmic. Și uh, există tot fel de platforme, cum e hacker rank, cum este <coughs> asta pe care am intrat și mai devreme, um... pe care, mă rog, poți să-ți faci cont și poți să rezolvi probleme de algoritmică. Și dacă te blochezi undeva... Uh, și mai există, uite, acum mi-am adus aminte, uh, am multe resurse din nou, revin la aceeași listă pe care o tot uh, promovez. <coughs> care e, evident complet gratuită, pe care o găsiți aici în linkul pe care vi l-am dat în chat. dacă cauți în documentul ăsta algoritm sau algor O să meargă un pic mai greu. Uite, GS algorithms, GS algorithms plus data structures, să... Sunt două cărți mișto, una din ele este asta de Corman, Introduction to Algorithms, care e foarte bună și există și un site drăguț pe lângă LeetCode și HackerRank. LeetCode e tot așa o platformă în care înveți algoritmică, dar și InfoArena este o platformă românească în care găse găsești um, arhivă de probleme de algoritmică. și, mă rog, resurse în română în general. Deci infoarena.ro e un punct bun de plecare. Da, David, live-ul rămâne salvat fără probleme. O să-l găsești pe canal forever. Lorand întreabă pe mine, mă distrează mereu că toată lumea vede doar partea tehnică la angajați, când de fapt psihicul e de multe ori mult mai important, e ceea ce face diferență. Dacă prin psihic te refer la personalitate, atitudine, abilități de comunicare, atunci da, sunt de multe ori mai importante decât aspectele tehnice pe care le înveți, dacă ai bună voință și timp. Da, MDN este o resursă bună, într-adevăr. Ce face un junior când abia s-a angajat? Păi îi se prezintă proiectul pe care va lucra, tehnologiile, îi se dă de citit și de învățat și îi se dau tascuri mici, eventual cu supervizare. Așa... Tam, tam, tam. ce ați mai scris voi pe aici și <gâng> da de obicei un jurnală în primele zile zice că o să aibă un coleg care să-i sufle în ceafă deci practic să urmărească alt om care lucrează pe proiect ca să înțeleagă ce presupune lucrul pe proiect fortnite mai zice și de Wars, de care eu am uitat apropo de site-ul din astea mm. apropo într-unul din live-urile viitoare poate facem un CSS challenge împreună. Ce părere aveți? Așa. Și pub info, uite. Pub info. Am uitat complet de pub info. Ar trebui să-l pun, nici nu cred că l-am în resurse. Ar trebui să-l pun în listă de resurse. Ia să-l strecori pe aici până Gat. Așa. Bun. Văd că continuați discuția ceea ce e perfect. Bun, revenim la site-ul lui Gabriel. Bai doi, dacă numele de familie este Petre, te sfătuiesc de fapt, așa e și domeniul, never mind. Nu știu dacă numele de familie e Petre sau Gabriel, dacă numele de familie e Gabriel, atunci e ok, dacă nu, atunci e ok. <laughs> de obicei se pune prenume și după aia nume, asta vreau să zic. Și un străin care va vedea site-ul și va vrea să te angajeze o să zică Petre, pentru că ăla e first name-ul, e prenumele dinaintea numelui. Nu? Așa, revenind, vrem să audităm acest petregabriel.online și cred că, am, cred că sunt deja viabile linkurile astea. Wave, Google Riches Results Tester, validatorul Yellow Labs, Mozilla Observatory și momentan atât. Zero erori pentru că am senzația că și asta este Create React App, nu? Da. Dragă Gabriel, încearcă să rescrii site-ul folosind SSG sau SSR, dacă poți din rațiuni de SEO, în special și accesibilitate. Așa, deci wave e blank, ăsta văd că n-ai folosit structure data, ceea ce e păcat. Aici putem să validăm cu text input și să luăm domul de aici. Să găsim unele mici probleme pe width și pe height nu se pun unități de măsură, se pune doar numărul, 350, 400, implicite pixel tot timpul. Deci scoate pe de peste tot. Și văd că doar genul ăsta de probleme ai și ăsta e de la mine, deci poți să-l ignori. Felicitări! Dacă scoți pe ai o pagină validă. E perfect. Mai departe, Yellow Lab Tools, Mozilla Observatory, moment uh, nu știu unde e hostat ea yeah, de curiozitate când mă dă ping petregabriel.online gabriel.online uh, nu știu ce uiz Loping spungro. Hmm. Okay, here are the hosting. come to us. Biam uh Pa. aparent acest hosting n-a de Brotli Adică tehnica de gzipare a fișierilor statice. Dar probabil că n-ai definit tu server-side chestia asta în folderul unde ai fișierele statice. Adică îmi petre Gabriel static. Mă gândesc. Așa. În rest, totul pe verde? Aproape. Voful ăsta trebuie ciopărțit un pic. Um, are, 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 165 de Kg și dacă convertești în vov 2 are 64 de Kg Pe de-o parte și pe de-altă parte a, ah, anii din unica ranges n which is good. caching ul am mai zis că trebuie pe static definite niște headere și niște chestii server-side ca să nu-ți mai ca să ai caching bun și să nu mai pe tags și așa mai departe și să îți servească lucrurile corect și să ai și gazip Și mi-s părut mie sau De ce trimite peste http? Nu înțeleg. În da, în fine. Ok. Deci arată bine partea tehnică și aici evident e foarte, foarte ok. Dacă rezolvi problemele astea de caching, o să fie aproape de 100%. Sau chiar la 100%. Felicitări. Uh, următorul challenge este să îl faci SSG sau SSR Good job Mai departe Un to-do app făcut în CodePen <laughs> Făcut integral în CodePen ar trebui să zic Și făcut cu vanilla JavaScript cât observ Uh... Vreau să ptestez ceva rapid. <laughs> da, cred că gata pe în ta salvat de data asta. <clears throat> Ok. Uh, o secundă să mă uit pe discord să văd cine mi-a trimis linkurile astea două. A, ah, Paul Gianna. ok, E în URL, E perfect. Văd că nu poți să-i dai andula în momentul în care e Dan. Dar, în fine, pentru ceva care are câteva zeci de linii de cod, e mai mult decât interesant. Uh, da, good job. L-aș muta totuși din cod pentru un GitHub micuț. Poate chiar tot într-un singur fișier. De ce nu? așa. <coughs> și asta cred că la fel. Movie App. JavaScript e un pic mai mare și văd că ai a, ah, ba nu, mi s-a părut. Nu, e tot vanila. Ok. Genul ăsta de declarații nu prea au sens dacă folosești doar minuituri. Adică între maxul 900 și minuit 250 la asta mă refer, dacă folosești exclusiv main deci standard e până în 250, după aia între 250 și ce e deasupra, după aia între 900 și ce e deasupra, și dacă le suprascrii ar trebui să și scrii mai puțin CSS și e și mai elegant decât să scrii două condiții într-un media query. Și e ok să ai mai multe breakpoint-uri, dar da, nu, nu văd niciun motiv pentru care ai avea și minute și max, Asta vreau să zic. Dacă poți să rezolv totul din... Ah, ok, ai și pagina de proiect, parent. Very good job. și încarci trailerul? Ce în încerci să încarci trailerul. Dacă nu te lasă curs. <coughs> Vezi că tu încerci să încarci din HTTP, nu din HTTPS. Dacă schimbăm aici o chestie, Dacă ne uităm la trailerul de la Tor, se încarcă acum. Deci ai, ai avut o mică la aici, ai, ai uitat să pui un Da. Drăguț, chiar țaca nu știu, și asta are câteva zeci de linii de cod. Adică, destul de eficient scris, asta vreau să spun. Din nou, bagă-l într-un GitHub și wrap it up, ca să zic așa. Că arată binișor. Așa. La astea, sper că ți imaginez că n-am ce să testez. Doar vizual așa, rapid și din cod ce îmi dau seama. În diagonal. Bun. Hai să vedem ce ați mai scris în chat. Deja e 23.45. O să mai stăm un pic până le terminăm pe astea pe care le-am deschis până acum. Uh, inclusiv până la uh, CV-ul și portofoliul lui Dan Florescu cel puțin. S-ar putea să rămână două, trei linkuri nedeschise din alea pe care le-am aici în taburi <coughs> și le facem data viitoare. Așa. Șerca în jobul de intern ce presupune tot un fel de junior? E sub junior ca experiență, așa cum cred că ți-au explicat băieții deja în chat. Uh, nu chiar de la zero, dar oricum de la mult mai jos decât junior. Și da, diferența între intern și entry e că internul e perioada de fixă și după aia teoretic ar trebui să urmeze angajarea și primul job va fi entry level în teorie. În funcție de performanță, poți să te clasifice oamenii și drept junior, dar depinde. Așa. Ați vorbit de asta. Ia să vedem ce ați mai scris în rest. JWT. Okay. <laughs> Flexible declaration of breakpoints. The library comes with a list of default breakpoints. Phone, tablet, and desktop. If you want to change them and add more, you can simply redeclare breakpoints using the SES map index. Deci fond 320, tablet așa, desktop. nu sunt de acord. Adică eu aș adăuga cel puțin încă două. 1280 sau 1366 și 1600. Dar în fine, pe lângă astea, eu nu sunt de acord cu breakpoint-urile fixe. Adică dacă ai nevoie de un breakpoint la 999 de pixeli, ar trebui să poți să-l adaugi fără să ai mustrări de conștiință că nu este în lista de breakpoint-uri standard. Genul ăsta de breakpoint-uri arbitrare ajută în momentul în care ai un design uh, uh, bazat pe atomi care merg puși oriunde în context. Și, în fine, ca să nu mai discutăm de faptul că urmează să apară container queries care o să simplifice un pic lucru cu responsive design mult da, tică e interesant link o să mă, o să-l explorez un pic. Așa, ce ați mai scris voi pe aici? V-ați bătut în polimorfisme? Care ar fi salariul minim de plecare pentru un junior? Tică, -au, au apărut container-uri, dar nu sunt suportate integral, deci mai durează un pic. Alexandru Nițu, spor la somn. Așa, David, deci salariul minim de plecare pentru un junior depinde de orașul în care ești, de companie, de mai multe lucruri de cât de bine te pricepi și de cât de multă valoare livrezi. Eu zic că un minim decent ar fi 3500 de lei pe lună. Minim minim. Uh, un minim uh, de bucurești uh, într-o companie care își permite ar fi un 4500. Cam așa. Da, vorbim de junior, nu de entry level. Entry level e un pic mai jos, nivelul. Și bă, un salariu mediu de junior e undeva la 6.000. Ca să setăm niște așteptări foarte clare. Uh, junior cu 1-2 ani experiență. Nu știu cum sunt salariile în pitești. Nu știu nicio companie mare de web development din Pitești. Deci n-aș putea să zic la ce să te aștepți acolo. Bine, cred că e și viața un pic mai ieftină decât în București. Anyway, revenind la acest minunat proiect al lui Narcis Kirilov, diary.narcis.kirilov.narcis.ro Din nou, eu aș lua și domeniul invers, narcis.kirilov.ro din același motiv pentru care prenumele înainte numele. Dar, în fine, astăzi detalii minori. Uh, Designul este. tuți, spoton. E minimalist, uh, quirky așa cu uh, seriful ăsta foarte geometric, ceea ce ar, ar putea să fie o contradicție, dar nu e chiar. Uh, și cu... Nu prea înțeleg logo-ul, care, ok, este cursiv pentru că e Dear diary și așa mai departe, dar. Eu acum dau zoom-in dacă vedeți și faptul că dau zoom-in și nu se schimbă layout-ul înseamnă că -ar ce s-a gândit acest prim, prima bucată din site cu uh, înălțime fixă raportată la viewport height. Deci ăsta de aici până aici are 100 de VH, ceea ce îmi permite să fac zoom-in doar la text, deci nu și la layout. Și aparent și imaginea e uh, specificată în altceva sau tot în VH, I guess. Uh, bun. Deci, home, about, uh, contact, se încarcă instantaneu, băi, doi felicitări. <coughs> Asta este un fel de Um, proiect de site personal cu content un fel de blog dacă îi dau sign up ar trebui să meargă Bun, eu nu știu ce, choose photo, 5 pasuri, delete account, log out, ok, interesant. Și download your diary, bun. Um, hai să vedem ce pot să fac acum, dacă sunt logat. Hmm? Bine, 15% mi-a zis Narcis că nu merge, nici delete account și download diary n -are avea ce face în principiu, aparent am un PDF pe care mi-l descarcă, modify me to start writing, <hăhă> interesant, bun, dar Narcis, din punctul de vedere al UX-ului, în pagina asta, lipsește un link către diary, propriu zis, adică eu, eu cum scriu. Știi ce zic? Ok, am un link aici, abia, deci în, în profil Write. Ar trebui și pe homepage chiar să modifici... A, ah, ok, ai call to action asta. E, e interesant, e quirky, e mișto. Eu un... poate aș pune și o explicație mai jos. Click the button above to start writing, sau o treabă asta Sau chiar aici unde textul, unde e lorem ipsum. Um... This is a test of a um, block of posts or well, no. Okay, safe. Mi-a dat 502. Când am încercat să-i dau save. Dar nu înțeleg de ce. În momentul în care dau sign up nu face și login. Hai să mai încerc o dată. Ok, deci designul este responsiv la nivelul ăla. Bun. Bun, am mers save Dar nu înțeleg cum să adaug următoarea filă din diary, știi? Adică atunci când ajung la final de tot... Bă, că se continuă infinit. Și sunt încă pe pagina 1. Știi ce zic? Și iar mi-a dat 502. Deci ai o problemă cu autentificarea. Probabil ai în zona aia de de right ai o chestie care se bușește. Că nu mi-a salvat a doua oră când am... Deci după ce îi dau save, cred că uh, se bușește sesiunea cumva. Trebuie să ai grijă la, la chestia asta. Și mă rog, uh, nu știu dacă e de la faptul că am eu ad blocker instalat, dar... The message port closed before, așa, filter of resources, așa, 502. Uite, mi-a dat 502 uh... OTH get user. Deci tu ai făcut ce a făcut Narcis aici, e mișto a făcut și backend și frontend. A făcut adică și API-ul de scriere de diary. Și a făcut și site-ul pe care efectiv îl folosești ca să scrii acest diary. Iar din nou, stilul vizual îmi place mult, e foarte potrivit. Adică e elegant, e foarte ok. Mai e niște mici probleme aici la aliniere, că meniul ar trebui să fie la același nivel cu Home și Contact. În rest însă arată foarte ok. Și se și încarcă instantaneu. Hai să testăm, că sunt curios. Testamos. Și între timp mă mai uit pe chat. Tum, 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 tum. Uh, Mariana întreabă dacă am văzut React timp de un an, pot să mă angajez direct junior sau o să fiu entry? Depinde ce știi să faci în acel an în care înveți direct. Dacă te descurci să faci o aplicație cap-coadă fără ajutor extern, asta înseamnă că... Mă rog, exagerez. Dacă uh, ai nevoie de ajutor extern minim în momentul în care te apuci să lucrezi pe un proiect odată ce te angajezi, atunci poți să fii clasificat drept junior, junior spre mid chiar. Da. No? Mergea perfect ieri, da? <laughs> Asta se întâmplă când faci de de proiecte, de obicei. Prima dată, crapă. Se întâmplă, asta e. Sunt convins însă că parametrii ăștia tehnici sunt, sunt ok. Da, cum mă așteptam. Zero erori de accesibilitate, Uh, aici cred că ai făcut un typo. Attribute image recaset, not allowed on element link în this point. A, ah, ți-ai făcut un uh, parametru custom. Nu? Sau nu mi dau seama ce este image-srcset și image-sizes Folosești vreun plugin sau vreun, vreo librărie mai specială care se folosește de proprietățile astea? Uh, butoanele n-au doar ancurile au href Mac site auto nu există ar trebui să fie initial aici, dacă vrei să resetezi max ul Sau 0, mă uh, Nu, nu 0, scuze. 100%. Așa, da, nu ai multe probleme, deci sunt chestii minore. Uh, dar, din nou, uh, aici ar trebui să fie ancoră, nu buton. <coughs> Bun. Deci validarea a mers cu foarte mici probleme. Structure data n-ai pus, deși cred că mergea, pe, mergea un article ceva pe pe diary item. Asta e totul verde, cu excepția web fonts, oh my God. Bun uh, De ce e stat de două ori? Ia să vedem cum îl încarc în pagină And, 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 and hard deci se vede. am eu vreun, vreun filtru pe aici? Nu. No. Ah, da, ba, da. Never mind. Um... Nu inteleg de ce face atâtea request-uri către typeface Sunt urele diferite? A, ah, nu, zice 200 și după aia from memory cache. No refer. Și cred că... Un, un moment. Acum ar trebui să fie corect. Așa, deci favicon... Să lăsăm o atăfără în pace. Uh. Ai un GIF scris în base 64. Ok. Deci o imagine inline. Ai logo, dar illustration, CSS, web, webpack framework, main up, nu știu ce, build manifest, SSG manifest. Bold, regular și din nou regular. Nu înțeleg de ce apelează de două regular. și de două ori bold. Mă rog. Așa. Ideea este că trebuie subset pe typeface-urile astea. Că ai 2000 de caractere și ar trebui să ai cam 400 și ceva ca să acoperi uh, engleza româna și simbolurile standard uzuale pe care le folosești în mod natural. Uh, fontul ăsta e foarte stufos. Cred că pot să... Nu, nu știu dacă mai e uh, viabil proiectul, nu? cu... Un com. Nu. Font Am scris eu greșit. Așa, fontul ăsta, pardon, site-ul ăsta pe care o să vi-l dau acum în chat, avea un deci uploadai fontul TTF-ul sau OTF-ul sau OTV și puteai să-i faci subset mă rog, nu pot să vă arăt acum, dar funcționează destul de drăguț poți să selectezi ce simboluri să păstrezi și ce nu și așa mai departe așa Asta ca să rezolv problemele astea. Cu din un, Unicode Ranges și Overweighted Weapons. Și asta trebuie definit uh, în loc de TTF să fie VOF. Îl convertești tot cu font curl ca să îl rezolvi pe asta. Dar oricum, felicitări. Green across the board cu excepția lor. Aici nu mă bag. Depinde de host. Chiar unde e host. cum mă dă... Cloudflare. Oh. Mă rog, sunt în Cloudflare, domeniul nu știu unde, dar e ok. Cloudflare este excelent. Așa, și performanță surprinzător doar 89. Nu înțeleg de ce. Ce nu i-a plăcut. Ai multă hidratare pe aici, probabil. și ai niște layout shift-uri micuțe cei drept, dar când se încarcă fondul, practic, să întâmplă treaba asta. A, ah, uite. Hm? Nu știu. Da, nu știu de ce e scorul ăsta atât de mic. Ar trebui să fie mai mare. Oricum, overall arată foarte bine. Este un proiect reușit, Narcis, bravo. Bagă-l în portofoliu lejer după ce-i rezolv problemele alea de 502 autentificare. eventual fă și un video de prezentare în pagina de GitHub. Că e cam spartan aici ce se întâmplă. Și aici. <laughs> Creatine, create, next step. Ar trebui să... Adică documentația ar trebui să fie scrisă de la zero de tine și să reprezinte proiectul. Și evident pune și în about un link. Fă și un release. E ai mai e un pic de e, bricolat la partea asta clericală, ca să zic așa, dar overall arată foarte bine, bravo. Nu înțeleg havorul ăsta. E, arată bine și havorul, dar nu. Sunt tentat să dau click să mă duc mai departe să văd fiecare din astea ce mi arată. Adică zic că ar putea să fie pagini separate asta. Dacă ai chef să scrii conținut. Sau să roși pe cineva, nu știu. Dacă cunoști pe cineva care se pricepe la scris, să-ți decoreze un pic uh, cu content real uh, pagina pe care ajută. Uh, și uite, zice Narcis că aplicația asta cu jurnalul e de la zero. Șercan, uh, cât de mult contează proiectele personale față de diploma la angajare? De aproximativ uh, 10 miliarde de ori mai mult. Statistic vorbind mult mai mult, nu pot să cuantific, dar nu se compară. Între timp s-a făcut și 1 august. Experiența de freelancing poate fi trecută în CV și dacă da, după cât timp slash proiecte finalizate normal. Dacă poți să îți faci un portofoliu în care să pui linkuri către proiectele pe care le-ai făcut pentru clienți, deci dacă n-ai un NDA care să te blocheze să faci asta, atunci se pune ca proiect de portofoliu. Și e echivalent cu a... Nu avea experiență, dar avea portofoliu bun, până la urmă. Și poți să pui oricâte proiecte în portofoliu, cred că de la 3-4 proiecte sau nu știu, între 2 și 4 proiecte mari, cred că e Uh, clar că ai șanse mult mai mari să te descurci într-un job. Așa. Mm. Uh. Tam, 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 ce-ați mai scris voi pe aici? George, toate astea le modifică YouTube și ascunde. Nu știu la ce te referi. Dacă ai pus vreun link sau ceva, nu poți să pui linkuri în chat. Adică doar dacă ești moderator sau eu. Așa, discutat de Hooks. Mi se par neserioși angajatorii care nu se uită în proiecte, zice Tică. e discutabil, depinde de ce cauți exact. E normal că dacă cauți până un om tehnic, trebuie să te uiți în codul pe care l-a scris candidatul. Și la rezultatul final, dar până la urmă și codul e important. Așa, uite, Blind75 zice Extreme Pond, e foarte bună resursă. Vă dau link aici. Apropo de întrebări populare de algoritmic pe care le pun companiile la interviuri și cred că ar merge pusă și în asta. Așa. Harvard CS50. Cât de mult folosesc pagina web pointerii? Aproape deloc. Dar în momentul în care scrii ceva în, în limbaje în care poți să uh, faci referință către pointer, atunci e important. <coughs> Alocări dinamice și smart pointers, da? Da. Bun. Nu știu la ce te referi, Tică. Nu e asta url corect? <coughs> Am găsit un grain 75 aici. Așa, bun. Revenind la acest diary minunat, încă o dată felicitări. Bagă meta aici, cât cuprinde, video eventual și tot acum. Leagă proiectele între ele neapărat, adică dă link de la unul către altul, ca să fie clar că sunt din același întreg. Și pune-l cu mândrie în portofoliu. Mai departe. De asta nu știu dacă mai am timp. O să las chestia asta, cred, pe data viitoare. Că e prea mișto să-i dedic prea puțin timp. Mă rog, asta e o interfață care seamănă cu un uh, desktop de macOS, OS, câte puteți observa. Dar parcă mergea mai, mai bine înainte. Adică parcă avea niște funcționalități pe aici pe care nu le mai găsesc. Nu știu ce să zic. Anyway, uh, arată drăguț. E are potențial. Are drop down la locul lor. Din ce știu din lucrurile limitate pe care le știu eu despre interfața de macOS. Dar o să ne uităm mai în detaliu data viitoare pe asta. Aș vrea totuși să mă uit pe CV-ul lui Dan și pe proiectul de, pe, pardon, pe profilul de LinkedIn al lui Dan. Deci Dan Florescu, QA Automation Engineer. <coughs> um, aici din nou, ăsta e, a, asta e, ce ești acum, dar ce îți dorești de fapt să fii. Ar trebui să inclus și chestia asta în subtitlul ăsta și eventual chiar la început sau în final, la final. I'm a QA automation engineer aiming to ceva. Dacă asta e ce îți dorești să faci mai departe, atunci e perfect. Lasă-l așa, e tot ok. Ah, deduc aici că asta ți dorești să faci, de fapt. Automation software testing. Ok. Uh, între, adică sub about aici sau deasupra about trebuie neapărat să ai și featured. Uh, în care să pui un link către un portofoliu. Cum să faci portofoliu în domeniu? E simplu. Uh, există varianta video. Deci poți să faci un, uh, o testare de site automată pe care să o înregistrezi, să înregistrezi ecranul și să o pui pe YouTube, unlisted. Și să ți uh, pui proiectul cu totul de automatizare pe GitHub și cu un video către YouTube unde rulează automatizarea uh, în descriere și e perfect ok. Și după aia poți să pui link către proiectul la aici în Featured, În rest, na, nu prea ai ce să pui mai mult de atât în zona asta, adică overall poate că o să întrebe cineva interesat ce ai făcut între 2020 și 2022, în afară de faptul că a fost pandemie, tu cu ce te-ai ocupat? Dacă spui că ai învățat QA și AQA, atunci e perfect. În rest, nu văd nimic care să-mi să displacă neapărat. Eventual, pune și o poză aici, un feature de mici. Dar neapărat portofoliu. Și acum, în CV văd că ai mai multe informații. De ce nu streci informațiile din CV și în LinkedIn? Este o întrebare destul de bună. Mai ales, uite, github.com slash flow next, din câte îmi dau seama. link ăsta, el fiind un link uh, clicabil, da? Cu două repozitoriuri. Mă rog, care cred că sunt goale ceea ce ne e neapărat, A, asta nu e gol, dar în fine. Umple repozitoriurile și pune link aici neapărat. Iar faptul că ai link aici către GitHub repozitorii, dar ai niște chestii care nu funcționează sau nu sunt testabile, nu ajută prea mult. Lasă link-ul, dar ocupă-te de GitHub un pic mai mult. Așa. studii și certificări deci îmi propun să dobândesc o poziție de internship sau un job entry level în domeniul testării de software, unde să îmi pot dezvolta absolut din de Nu ai fost suficient de explicit, aici ar trebui să fie în domeniul automatizării testării de software, pentru că bănesc asta îți dorești să faci. Că dacă zici doar testare de software, te încadrezi la QA și atât, ceea ce nu cred că e în planurile tale. Software tester IT Factory, programare în Python, nu știu ce. Bun. Astăzi foarte valoroase. Ar trebui să apară și în LinkedIn. A, uite că le ai. Numai că în altă formă. ECDL-ul nu e foarte relevant. Bun. Structura CV-ului e ok. Evident, în momentul în care o să ai un portofoliu substanțial cu măcar 3 proiecte de automatizare, eu aș pune accent mai mult pe GitHub repository, el aș face, nu știu, l-aș scoate în evidență cumva, l-aș face altă culoare, whatever. Aș pune o iconiță, aș face într-un fel să atrag atenția asupra zonei astea și din nou, neapărat, așa cum am eu un, pardon, în view profile aici, featured, așa ar trebui să-ți proiectele de automatizare din GitHub, așa cum le-am și eu pe astea. <coughs> Bun, uh, competențe digitale în fine, experiență de lucru, ok, e bine că ai pus și pe asta aici, poate că ar uh, merita să pui și perioada în care ai creat aici, deși nu e foarte relevant. Mm, mai o idee... Uh, Aș putea să sugerez să condensezi astea două pagini într-una singură. Aș elimina de tot lista de aici cu ECDL, aș zice doar ECDL, că lumea interesată știe despre ce e vorba și practic ce scrie aici e cuprins și în competențe digitale. Experiența de lucru aș lista-o doar așa cum liste studii superioare, licențiată în drept aș zice și biro notarial operator computer whatever aș comp comprima un pic partea asta cu studii superioare, aș face într-un singur rând sau în două rânduri, nu în trei, cu spațiu între astea două. În fine, deci aș găsi mo o modalitate prin care să um, aduc conținutul ăsta într-un singur rând, sau în două sau în trei, cum am sugerat aici, cred că în două. Studii superioare și după aia octombrie iunie licențiat în drept la Universitatea Ecologică București, la fel și aici, Experiență de lucru, operator computer, birou noter, notar public și perioada, fără iconiță asta de calendar. Engleza e importantă, O să o pui aici sau undeva în coloana asta din stânga engleză, ascultare, citire, C1, vorbire, scriere, B1. Iar treaba asta cu pasiuni și interese, aș pune-o paralelă cu competențe digitale, adică aici undeva. Și uite așa, aș, aș face un CV de o singură pagină, care cred că e mai compact și mai interesant decât uh, varianta asta cu două pagini. Iar uh, ăsta cu intră în contact cu mine și cu munca mea, nu, aș are loc aici, ca și subtitlu. Uh, Aș comprima un pic și aș zice uh, contact și profile sau o treabă de asta. Uh, e un pic mai puțin verbos. Bun. Multă baftă! Dan. Ok. Hai să vedem ce ați mai scris pe chat și dacă mai e timp ne uităm și mai în detaliu pe asta deși nu văd funcționalitatea pe care o știam eu dinainte. <coughs> Mai căutăm o dată Blind 75. Da, asta pare să fie. Așa. <coughs> um, bun. Nu cred că mai e ming tu din moment ce mă ocup și de un site pe partea de html.cs să plus proiecte ușoare în timpul liber. Bănesc că aș putea trece direct. Da, ai putea trece direct. The Mr. M. A, așa. Uh, trece tot ce faci în CV, cum faci, ce folosești, keywords, tehnologii, da. Good, good idea. Ce obțin în LinkedIn, neapărat în CV. Uh, David, eu am proiect un magazin online de componente IT făcut în PHP, HTML, CSS și puțin, puțin JavaScript. E ok pentru început? E ok, dar un portofoliu trebuie să aibă vreo 10 proiecte în total, din care vreo 3 mai substanțiale. Așa. ce ați mai scris pe aici? Ar merge gen Tech Support looking to expand knowledge and shift into web design UI slash UI UX? Uh, da. da, să știi că eu nu m-am prins ca astăzi, dorești. Adică trebuie să fie foarte clar din lucrurile pe care le prezinti. Și da, poți să începi propoziția cu ce vrei mai curat și mai ușor de navigat pentru un recrutor. <laughs> Tică doar o bere, serios. Uh, mulțumim mult de prezență, ExtremePon. Uh, te mai așteptăm cu drag și în live și pe Discord, și pe peste tot. Așa. Bun, acum am trecut de 12, e 12.25. 25, Că zice un CV poate fi oricât cât de lungă, tot timp cât prima pagină îmi oferă toate informațiile pe care le vreau. Fair enough, dar două pagini e... Adică în momentul în care nu ai atât de multă experiență încât să umpli două pagini cu experiență, eu l-aș face două pagini. E mai uh, fair așa și mai ușor de scanat pentru un recrutor. Uh, numele contului de GitHub e complet irrelevant, by the way. Deci chiar nu contează. E, poți să faci, poți să pui aproape orice, atât timp cât nu este injuriu adus cuiva, nume, poți să-l pui absolut cum vrei. Nu asta e important. Important e ce conține contul de GitHub, nu numele lui. <laughs> cum tica accepti pisicuța 26? <laughs> în mail nu mai accepti, nu? Doar în contul de GitHub. Ok, deci trebuie să deschid asta în emulatorul de mobile, am înțeles. Am înțeles, am înțeles. Ah, ok, și deci practic tu pe desktop ai făcut doar emulare. Ai, pardon, doar design, n-ai făcut și funcționalitate. Sau cum? Uh, îmi zice aici un uh, a, cred că am, cred, cred că de la adblocker e asta e un pic să dau un hard refresh încerca să facă uh, request către Google Maps Da, văd că nici ne de mobile nu prea merg asta. Deci, eu, eu țin minte că mergeau. Cu o parte din ele, ce puțin. Nu stiu ce s-a întâmplat. Ai făcut vreun deploy recent? A, uite, ceasul merge. Și alarma aparent. 0029 Save. Nu merge safe <laughs> și scade și bateria, ok, ok. Am înțeles. Repeat. Merge, am ah, bădat merge back. 30. Da, sunt niște chestii bușite pe aici. Deci clocul să zicem că semi merge. Aici trebuie să faci niște mock, mock files. Adică ar trebui să apară așa peste tot. Cum mă întorc așa? Așa mă întorc. Notas. Ok, e agora, como eu E É si yes, simples? Não. Não sei como eu salvo. Bănuiesc gândesc că nici search nu merge. Bun așa. Bun. Da, e drăguț. Chiar e, mi se pare un proiect foarte, foarte mișto, foarte original. Atâta timp cât îi rezolvi problemele. Uh, îmi place că random din când în când se mai schimbă procentul de baterie uite că e 97% și se schimbă și semnalul fluctuează, e, e fun e uh, simulare de realitate cumva. drăguț Deci Safari, Notes, Files și Clock. Ia să mergem în Safari. Ok. Asta e chiar Google, adică ai deschis direct Google. Uh, Safari, Notes, Files și Clock. Am înțeles. Deci primele patru de sus merg. Bun. Da, deci proiect original, destul de mult de muncă, felicitări pentru efort, sunt curios, Ia să vedem pe iPad mini, se randează corect, aproximativ. Și chiar și pe desktop, așa foarte responsiv. Da. Um, dacă le termin pe toate și uh, nu știu dacă e nevo neapărat nevoie să faci și variante de stop, eventual poți să zici că this will work better in mobile, adică să schimbi under construction cu altceva. Um, mi se pare mișto de pus în portofoliu, un fel de simulator de iPhone. Dar trebuie să scrii specificații, să zici exact cum, ce trebuie să facă omul ca să testeze. Că ai văzut că eu am uitat că merge doar mobile și am intrat pe desktop și de Nu N-am știut ce să fac mai departe. Nu am rețea de aia, nu se salvează, da, da, da. Și da, nu folosesc iPhone. Am uh, OnePlus. Vă swipe de la left to right. Ia, yeah. ce se întâmplă dacă fac swipe de la left to right? Eu tot fac swipe de la left dar nu se întâmplă nimic. Probabil nu în contextul ăsta. Da. Și da, ar trebui să faci din CSS un rapper cu schimb de zice bine Așa. da. Restul linkurilor le evaluăm data viitoare, că deja e trecut de 12.30. <coughs> Uh, vă invit să mai postați linkuri acolo pentru că voi, voi trece prin toate eventurile, nu vă faceți griji. Uh, mulțumesc mult că ați stat, ați răbdat cu mine până la ora asta, până la 12.34 la mine aici arată 12.33 Așa și ce să mai zic uh, abia aștept să mai postez videouri uh, pe canal pe lângă live-urile astea Urmează deci cursul, săptămâna viitoare, urmează poate încă un video cu teme diverse în curând, vreau să finalizez practic seria de, despre ergonomie, nu știu dacă apuc săptămânile viitoare și dacă mai aveți idei le aștept pe Discord, pe mail, pe unde vreți voi. Spuneți dacă mai aveți întrebări și dacă vă mai pot ajuta cu informații acum. Dacă nu, o să putem încheia acest live minunat. Detalii despre curs. Păi, cum ziceam, urmează Următorul video o să fie publicat săptămâna viitoare. E în lucru. E. Mai am câteva ore de lucrurile. Să vedem când le găsesc. <coughs> și o să încerc să merg într-un ritm mai accelerat pentru că e mult mai ușor de editat acum. fiindcă e, Adică, video care urmează să apară acum, următoarea dată, mai are și un pic de. Uh... B roll de istorie și așa mai departe, dar ce urmează după următoarele cel puțin 6-7 video o să fie doar coding. Și deci o să fie mai simplu de rulat și implicit și de publicat. Câte ore o să fie video <laughs> În general îmi place să le fac peste din curs sub 30 de minute dacă pot, Uh, undeva la 20 maxim sper să aibă, rămâne de văzut. Uh, de acum încolo, fiind mai mult, uh, mai mult, mai mult lucruri de coding, uh, s-ar putea chiar să ajungem la video și mai scurte, de 7-10 minute. Uh, nici foarte scurte nu mi se pare ok, pentru că e enervant să treci de la un video la altul atât de repede și n-apuc să acopăr tot subiectul așa cum mi-aș fi dorit eu dacă le fac foarte scurte. Îmi pare rău, e problemă, A așa, așa văd eu lucrurile și dacă le vreți mult mai scurte de atât, puteți să-mi spuneți, dar eu cred că aveți de câștigat dacă le fac un pic mai lungi și mai detaliate pentru că înțelegeți contextul mai bine, sper eu. Uh, apropo de găsit un job în game testing, dacă nu găsești pe QA cu Python, uh, nu. În game testing chiar nu recomand să te bagi, pentru că e o să te sece de energie. Nu e cel mai glamorous domeniu în care să lucrezi. Adică, într-adevăr, găsești job relativ ușor, dar e, dacă vrei ceva mai aproape de ce îți dorești, caută în software testing, nu în game testing adică în QA și atât, eventual fă un ICTQB să îl treci acolo la pata la, la diplomă uh, o să-ți dau și link acum uh, certificat, opa au schimbat ăștia site-ul foundation level-ul ăsta uh, certified tester Dacă vrei să te bagi pe software testing uh, și atât, fără automation. Dar. Nu știu ce să zic. Mai, eu aș aplica și la automation direct. Dar făți portofoliu neapărat. Faci un, un, o listă de lucrări. Uh, eventual întreabă pe Discord dacă are cineva uh, exemple. Știu sigur, 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 dar nu mai știu exact cine. Uh, știu sigur că avea cineva uh, portofoliu de AQ. Îmi scap acum o memorie exact cine. Dacă întreb pe Discord o să găsim uh, repede niște exemple. Uite ce zice și că mai degrabă pe web, nu pe jocuri. Așa, Fortnite, tu, tu aveai, nu? Pune link aici către GitHub-ul tău, dacă poți. De fapt, sigur, poți că ești moderator. Cu partea de securitate, aveam în listă să fac niște videouri <coughs> introductive de cum să-ți securizezi tu activitatea online și cum să te păstrezi safe online contextul în care suntem azi, cu foarte multe schemuri și fake-uri și hackeri și așa mai departe. Uh, mai mult de atât, uh, apropo de job-ul ăsta de security, că adică de specialist de securitate și inclusiv chestii mai adânci de genul pentest, pentesting și uh, blue team, red team, etc., uh, n-am suficientă experiență să pot să fac singur, poate corupul un vreun coleg să mă ajute. Deci, dacă îți dorești, spunem exact ce îți dorești și încercăm să, să facem să se întâmple. Uite, Nopcommerce ăsta e un proiect pe care l-am văzut la Fortnite cu ceva vreme. Și mi se pare absolut genial. Asta este uh, varianta GIF, dar video e mai interesant. Este efectiv un proiect de automatizare și îți arată exact cum ce se întâmplă în momentul în care se automatizează testarea. Îți arată și ecranele intermediare de consola și cu felul cum pornesc uh, testele și așa mai departe. Și mi se pare foarte relevant pentru cineva care caută oameni specialiști în zona asta să aibă un soi de portofoliu de care să se agațe în momentul în care uh, iau un calcul persoana respectivă pentru job pentru că e na e mult mai bine decât nimic <laughs> mai ales dacă n-ai experiență în domeniu și mă rog ăsta e link către site-ul o să dau link și direct către NopCommerce <coughs> Iar <coughs> angajarea pe security ca junior merge, dar pe niște nișe foarte, foarte mici. Spre exemplu, noi avem oameni de cyber security juniors sau chiar interns care fac research sau care scriu module de test ale vulnerabilităților pentru niște chestii foarte bine determinate. Și practic extind noastre în Pentest Tools. Adică noi avem un website scanner care detectează XSS-uri, să zicem. Și tu, dacă ai găsit un XSS în plus, tu îl codezi acolo, îl bagi ca exemplu, ca data viitoare când rulezi tool să găsească și exemplul ăla. exemplu, -l -l. e un, ex okay. e un e o chestie foarte simplă ce am zis eu, e mult mai complex de atât jobul, dar ca să-ți faci o idee la asta, se reduce. Uh, și bai doi, mai devreme nu-mi vedeați ecranul. Vreau să vă arăt efectiv cum arată nop-commerce-ul ăsta. mă mai, mai, bate din când în când tehnologia. Eu ziceam, uite, și aici se întâmplă și face și drege. Arată cum testează fiecare item, practic. Și e mișto că e un proiect cu demo și cu exact ce presupune uh, automatizarea asta, plus site-ul în sine. Așa, Uh, și da, eu lucrez aici. La Pentestools. Avem, spre exemplu, acest website scanner pe care dacă îl rulezi... Bai doi, avem, e un easter egg acum, uh, încă n-am deploiat uh, varianta care modifică treaba asta. Aici apar două free scans, da? dar de fapt, de Vineri și oficial de luni, avem 100 de free scans pe site. Dacă dau click aici, o să fac apel la IPA și o să se updateze numărul de free scans. Secretuși. <coughs> um. Deci, practic, puteți să, să testați și voi platforma și să vedeți cum funcționează, să vă scana site-urile cu website scanner-ul, cu TCV Port Scanner, cu Network Vulnerability Scanner, uh, alea uh, heavy duty, cum e sniper sau cum sunt uh, web, uh, Wordpress scanner și așa mai departe, sunt uh, exclusiv paid. Dar în rest aveți acces la tool de genul ăsta. Uite, putem să rulăm site-ul meu, ca exemplu. Pardon redirectează la www, ceea ce e valid. În fine, nu vă rezultatele, dar înțelegeți voi. Puteți să le vedeți aici. Bun, cam atât pentru seara asta. Uh, nu, n-a deplasat nimeni nimeni greșit într-o vineri. Uh, există un decuplaj între backend și frontend. Frontend-ul n-a apucat să deplaseze, backend-ul da. Și deci în API valorile s-au schimbat, dar în frontend n-am apucat să reprezentăm vizual aceste schimbări. De asta avem acest, uh, acest, acest decuplaj, practic. <laughs> Bun, bine dragilor, mulțumesc mult pentru atenție, mulțumesc că a stat cu mine până la ora asta, mult spor în tot ce vă propuneți și ne vedem foarte curând săptămâna viitoare cu un video nou, cel puțin, și uh, duminica viitoare cu un live nou uh, în care continuăm lista de linkuri pe care am început -o azi uh, aia din Discord și încercăm să le finalizăm pe toate. Și, între timp, cine știe, poate mai apuc să mai fac și eu alte lucruri utile pentru voi și să vi le și prezint în live următor. Doamne, știu. Săptămână plăcută și noapte bună, să nu A, uite, mă întreabă de Mr. M. Uh, apropo de cum am ajuns să lucrez pentru ei. <coughs> M-a recomandat cineva care uh, era în board și cu care am fost coleg la Lenghie, care acum lucrează la Google. Și am lucrat pe freelancing inițial pe, cu ei pe partea de SEO, după care am bătut palma să trec la ei full -time. Cam asta e povestea și e foarte mișto. De doi ani și ceva. Cam de cât, cu câteva luni înainte să încep acest canal minunat de YouTube. Da. Bine. Pe curând. Noapte bună și tradiționalul succes în carieră.